Bun venit celor care sunteți din familie, celor care sunteți din biserică, celor care sunteți din grupul de susținători a acestui proiect grandios și cu totul deosebit pe care prin Harul lui Dumnezeu l-ați realizat și bucuria noastră, celor care predăm aici la institut, a studenților, a invitaților dumneavoastră, este ca în ziua de astăzi să marcăm viața unui om și slujirea lui, care cu siguranță va avea un impact și asupra generațiilor următoare de credincioși baptiști și credincioși care sunt urmași ai Domnului Iisus Hristos. Vă invit la un moment de rugăciune și îl invit pe decanul Institutului Teologii Baptist și președinte al Comunității Baptiste București, conferențianul universitar Dr. Daniel Fodorean, să ne conducă în rugăciune. Doamne, mulțumim pentru modul în care ai lucrat în viața fratelui nostru Mihai Ciucă și pentru modul în care l-ai folosit și îți mulțumim și pentru modul în care l-ai folosit ca să lase această istorie scrisă pentru noi. Mulțumim pentru evenimentul acesta și vrem, Doamne, să fim îmbogățiți uitându-ne la modul în care Tu ai acționat în istoria baptiștilor din România, Doamne. A vrea să fim încurajați să te urmăm pe Tine cu mai mult devotament și, Doamne, să plătărăm și mai mult lucrarea Ta care este în România în bisericile baptiste. Ne pintează acest eveniment și pe toți cei care suntem aici. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îl invit pe pastorul Bisericii Sfânta Treime din Brăila, pe Iosua Faur, să facă prezentările în continuare. Așadar, din partea familiei, Asociației Prologos, a comunității de Brăila, vreau să mulțumesc Institutului Teologic Baptist, fratelui rector Daniel Mariș, profesorilor pentru primirea prietenoasă și găzduirea acestei lansări într-un loc simbolic. Special este capela seminarului, cum ne place nouă să spunem, și care în ultima vreme este un muzeu în același timp și este așa de bine să fim în locul acesta pentru o astfel de lansare. De asemenea, vreau să mulțumesc și celor care au acceptat invitația de a contribui, de a împodobi acest eveniment prin intervențiile pe care le vom asculta imediat. Și voi prezenta pe fiecare din invitați la momentul potrivit. Doar atât aș vrea să vă spunem că organizare, lansarea are două părți, sau evenimentul are două părți, este lansarea propriu-zisă. Vom lua o pauză de 10 minute și mai apoi vom trece la o sesiune de comunicări științifice. Iar la final va fi o surpriză, nu spun mai multe, acum ca să stați până la final. Eu l-am cunoscut pe Mihai în urmă cu 11 ani, fiecare interacțiune cu el m-a îmbogățit. Era într-adevăr un polivalent profesionist, jurnalist, eseist, istoric, misionar, fotograf. Și ceea ce n-am spus noi am mai avut o prelansare la Brăila, ceea ce n-am spus acolo la Brăila că era și bucătar. Un bucătar foarte bun. Jurnalistul Mihai Ciucă a coordonat revista Mesaj, împreună cu fratele păstor Iosif Ștefănuț. Eseistul Mihai Ciucă și-a vărsat inima pe blogul unui duh întărâtat, a cărui arhivă o găsim încă, nu, Bogdan, pe internet. De asemenea, misionarul Mihai Ciucă a slujit în Slobozia, în Brăila, a slujit prin Asociația Prologos și în Fundația Big Impact, fiind unul din membrii fondatori. Și în cele din urmă, istoricul Mihai Ciucă a scris cartea sa de debut, Baptiștii din Brăila. Și de asemenea, pe urmele lui Robert Murray McShane, istoricul misiunii scoțiene pentru evrei din Iași, iar acum, iată, baptiștii din România, pionerii, proiect la care a lucrat aproape 10 ani, lăsându-și moștenirea și aducându-și contribuția nu doar pe plan local, ci și național. Iată, în cuvintele lui Mihai, de ce era nevoie de această carte și ce anume încearcă ea să facă. Lucrarea de față vine în urma multor ani de studiu și documentare, timp în care au fost abordate multe izvoare istorice primare și secundare, dintre care o parte semnificativă nu au fost valorificate până în prezent de istoricii baptismului românesc.
Acolo unde se întâlnesc date și informații care diferă de lucrările majore publicate până acum, explicația rezidă în aceste surse noi. Pe măsura deschiderii arhivelor și a digitalizării multor documente vechi, neintrate încă în atenția istoriografilor, cu siguranță vor mai fi surprize. Adesea e mai ușor să eviți confruntarea cu trecutul, mai ales când acesta conține presiuni ateiste, experiențe dramatice în viața personală sau a bisericii, cât și compromisuri etice dureroase. Această carte umple un gol care ar fi trebuit de mult rezolvat. Centrul de greutate a lucrării se află în secolul al XIX-lea, iar narațiunea conține o prezentare echilibrată a dezvoltării mișcării baptiste pe fiecare etnie. Ca autor baptist am încercat din răsputeri să evit un stil encomiastic, în care este foarte lesne de alunecat. Criticii pot evalua cât am reușit. La fel am încercat să păstrez o obiectivitate academică în problemele mai sensibile. Fiind un cercetător independent, lucrarea nefiind patronizată de vreun for confesional, am beneficiat de lipsa oricărei cenzuri confesionale. M-am ferit totuși de ispita de a emite judecăți, dând prioritate informațiilor. Sigur că ar fi fost posibil o versiune mai concisă, dar lucrarea e intenționată ca o resursă care poate lansa noi direcții de cercetare. Iată așadar cum și-a văzut Mihai lucrarea și unde a văzut Mihai rolul și locul acestei lucrări extraordinare. Nu aș vrea să mai lungesc introducerea, aș vrea să începem șiragul intervențiilor cu familia lui Mihai, Ana și Bogdan, neobosiți în a finaliza ultimul proiect al lui Mihai. Trebuie să vă spun că Ana a fost... nu știu cum să zic, aș zice motorul, dar sună prea tehnic, a fost sufletul. A fost sufletul acestui proiect atunci când lucrurile mergeau mai greu, când noi eram cei din echipă focalizați pe altele, Ana ne aducea aminte din nou și din nou direcția și ne bucurăm de inima ei. De asemenea, Bogdan a călcat cu cinste pe urmele lui Mihai în organizare și ochi tehnic. Și aș vrea să menționez că în aceeași echipă de suflet intră și Dora, sora lui Mihai, este aici împreună cu o parte din familie și trebuie să mai spun că suporterul numărul 1 al lui Mihai în toate lucrările lui a fost mama Eufrosina Ciucă, care între timp s-a mutat în veșnicie. Așadar, o invit pe Ana și mai apoi pe Bogdan. Onorabili profesori, distinși oaspeți, iubiți prieteni, mă bucur să văd în jurul meu atâția oameni care s-au adunat la olaltă ca să fie astăzi aici, pentru Mihai. Dacă ar putea, cu siguranță v-ar mulțumi, ar întinde o mână și v-ar îmbrățișa cu multă căldură. Dar pentru că acesta nu mai este posibil, o să o fac eu în locul lui și vă mulțumesc. Vă mulțumesc că sunteți aici, că ați primit cu bucurie trilogia pe care și-a dorit atât de mult să o știe publicată. Mulțumesc echipei care a stat alături de mine, la început formată doar din 2 sau 3 și apoi ni s-au mai alăturat și alții. Și aici vreau să îi mulțumesc prietenului drag sufletului nostru, Gelu Paul, doctor în științe educaționale și pastor al Bisericii Missio Dei din Timișoara, doctorițe Emima Ploscariu, care a venit totdeauna în întâmpinarea noastră și cu o dăruire fantastică care m-a impresionat și mulțumesc. Doctorului Iosu Afavur, pastorul Bisericii Sfânta Treime din Brăila. Și nu numai lui, astăzi nu este aici cu noi Cristiana Faur, soția lui Iosua, care este arhitect și care și-a pus amprenta artistică pe coperțile cărților. Bogdan, fiul nostru, care a fost alături de mine și de noi,
și a onorat memoria tatălui lui într-un chip deosebit. Conferențiarului dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Baptiste, căruia îi mulțumim pentru că ne-a dat posibilitatea să ne întâlnim astăzi aici, într-un cadru deosebit. Fără doar și poate, și nu o spun eu, au spus-o alții, mai mari în ale scrierilor academice. Această carte, Baptiștii din România Pionieri, se vrea a fi o lucrare care are potențialul să motiveze generațiile de azi și pe cele viitoare la a continua de acolo de unde penița lui Mihai s-a oprit. Aceasta cred că a fost dorința lui Mihai, de a stârni interesul tinerilor pentru o istorie mai puțin știută. De a ține vie râvna generațiilor noi pentru un studiu de specialitate făcut cu dedicare și acribie. O spun pentru că eu știu că așa este. Am fost acolo, am fost cu el, am fost lângă el. Și am văzut un Mihai a plecat cu orele peste notițe, peste tastatură. Am văzut dăruire, muncă, multă muncă, pasiune, dorință, zbucium. Cum am spus, cred că aceasta a fost dorința lui și aceasta este și dorința mea. Ca scrierile lui Mihai să ajungă la cei mai tineri, de la studenți până la cei care își doresc să afle mai multe despre trecutul tumultos al baptiștilor din România. Îmi doresc ca paginile acestor trei volume să-și facă auzit foșnetul în mintea și în inima celor aflați la început de drum. Să ajute la formarea lor, să le întărească studiul și să inspire pe mai departe spre o mai bună înțelegere a tainelor, a tot ceea ce ține de cea mai pregnantă confesiune protestantă care s-a născut spre finele primului secol al Reformei. Baptiștii din România nu este doar o relatare istorică, ci și o călătorie a spiritului, una care pune pe tapet luptele, realizările și valorile care au modelat comunitatea baptistă de-a lungul timpului. Pot să vă spun doar că acest proiect a fost pentru Mihai nu doar o provocare intelectuală, ci și o călătorie spirituală. Am speranța că această carte va servi drept sursă de inspirație și învățare pentru generațiile actuale și viitoare și va trezi în tineri dorințe noi de explorare și de aprofundare a cunoștințelor. Nu vreau să spun lucruri mari despre munca de cercetare a lui Mihai, dar simt cumva că această lucrare va continua să influențeze și să îmbogățească dialogul cultural și spiritual în spațiul românesc și dincolo de el. Mihai nu a fost doar un soț iubitor, un tată devotat, un creștin care l-a iubit pe Domnul, ci și un cercetător înflăcărat și un scriitor pasionat. Aceste trei volume sunt dovada vie că ce a simțit, a și scris. Deși nu este aici în trup, eu cred că spiritul lui Mihai trăiește în fiecare pagină a acestei cărți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim că ne onorați cu prezența și că ne-ați găzduit în această zi aici. Aș vrea să mulțumesc unei lungi liste de oameni care au contribuit așa cum au putut la realizarea acestei lucrări prin comenzi de cărți, donații, promovare și multe alte lucruri pe care n-aș putea să le includ acum,
Dar în mod special aș dori să le mulțumesc celor de la editura Casa Cărții, care au dus sarcina grea de a publica și tipări această lucrare. Din păcate, nu avem un reprezentant al lor aici, dar voi citi o scrisoare care mi-a fost trimisă de către Vasile Gabrian, directorul editorial. Mihai Ciucă a fost o personalitate completă între contemporanii săi și un om care și-a trăit menirea cu fiecare strop de energie. Cu toate că nu l-am întâlnit niciodată față în față, am avut bucuria să interacționăm de-a lungul anilor prin intermediul rețelelor de socializare și astfel să-i remarc spiritul de observator fin și veleitățile de cronicar. Munca pe care Mihai a depus-o cu meticulozitate, an după an, pentru a strânge datele și facsimilele care stau astăzi adunate, sub forma a 3 volume impresionante și sub titlul Baptiștii din România Pionierii, este suficientă mărturie pentru aplicarea lui spre studiul amănunțit al istoriei. Ca editură, am fost onorat să fim partea echipei care a pus umăr lângă umăr ca această operă să vadă lumina tiparului. Nu a fost un proiect simplu, a implicat un efort susținut de aproape un an de zile din partea editorilor, pe lângă munca de logistică în vederea finalizării proiectului. Fiecare dintre cele 3 volume este o tapiserie în sine, conținutul bogat, pe de o parte, satisface curiozitatea celui care relecturează cartea și își dorește să afle anumite informații, iar notele de subsol și de final generoase, pe de altă parte, vin să satisfacă dorința istoricului, a eruditului, care are ochii ațintiți asupra surselor de inspirație. Lucrând la acest proiect, am avut ocazia să-mi confirm iarăși impresia pe care mi-a făcut-o Mihai, aceea unui om care și-a luat munca foarte în serios, care a căutat și a strâns toate informațiile posibile pentru a oferi cititorului o imagine clară a datelor, evenimentelor și personajelor pe care le-a înfățișat. Baptiștii din România Pionierii nu este o simplă lucrare narrativă, ci este o lucrare istorică de cercetare. Mihai nu s-a oprit să facă o trecere în revista marilor evenimente care au marcat parcursul mișcării baptiste în România, ci și-a întins studiul în lung și în lat, acoperind un areal larg, de la Imperiul Țarist, zona Mării Negre, Bizanț, Imperiul Austro-Ungar, etc., până la comunitățile baptiste românești din diaspora, în special din Statele Unite ale Americii, cărora le acordă un spațiu amplu. De asemenea, a acordat o atenție detaliată procesului traducerii Bibliei în limba română, a discutat pe larg implicarea specialiștilor din diverse confesiuni în acest demers vast, a subliniat îmbunătățirile aduse cu fiecare versiune, netrecând cu vederea nici dificultățile financiare inevitabile pe care le-au întâmpinat traducătorii. Un alt element inovator în această lucrare de cercetare, pe care am fost plăcut surprins să-l descoperim, îl constituie mărturiile misionarilor. Ele formează o punte de legătură cu înaintașii credinței pe care redarea strictă, detașată a faptelor nu o poate realiza. Cuvintele acestor pionieri ne ancorează sufletele nouă contemporanilor cu situația lor, cu problemele, frământările și greutățile pe care le-au întâmpinat ei, oferindu-ne șansa de a ne bucura cu toată ființa, nu doar rațional, de izbânzile pe care le-au avut pe calea credinței. Iar abnegația de care ei au dat dovadă ne insuflă responsabilitatea ca moștenitori ai strădanilor lor. Lucrarea Baptiștii din România Pionierii a fost concepută de Mihai să cuprindă o paletă largă de fotografii, însă din pricină că fotografiile sunt vechi, iar calitatea lor nu a permis tipărirea în interiorul volumelor ca atare. În acord cu familia Ciucă s-a luat decizia punerii lor la dispoziție celor interesați într-un spațiu virtual pe site-ul istoriabaptiștilor.ro. Întrucât orice lucrare bine făcută este rodul unei echipe care se armonizează, suntem recunoscători ca editură pentru colaborările frumoase pe care le-am avut de-a lungul acestui proiect, iar personal vreau să număr câteva nume ale celor cărora li se cuvin mulțumiri pentru implicarea lor în procesul de finalizare a trilogiei Baptiștii din România Pionierii, și anume familia Ciucă, Ana și Bogdan, doamnele Emima Plăscăriu și Cristiana Faur, editoarele Camelia Luncan și Mirela Ștefan și, nu în ultimul rând, domnii Gelu Paul și Emil Bartoș. Sunt convins că Mihai ar aproba varianta finală a cărțuliei despre istoria fascinantă, despre răspândirea credinței baptiste pe meleagurile românești, cum se exprimase el într-un mesaj din 2015, pe când aduna cu sârguință datele pentru a da un contur pe măsură, cum spunea tot el, lucrării care i-a consacrat ani de rândul, baptiștii din România Pionierii. Ne dorim ca lucrarea de față să fie atât o încurajare pentru cei care o vor studia, cât și un instrument de folos pentru lucrări de cercetare.
același Duh care a început această lucrare bună între români să ne fie călăuză în vederea continuării lucrării lui Dumnezeu în România și diaspora. Director editorial, Vasile Gabrian. De asemenea, am și un mic anunț. Ne-am gândit să organizăm o tombolă la care se va câștiga un set de cărți. Așa că, dacă doriți să participați, vă încurajez să intrați pe istoriabaptiștilor.ro și să vă abonați la newsletter. Iar spre finalul conferinței vom extrage un câștigător. Vă mulțumesc! De la familia mică trecem la familia mai mare a echipei. Așa cum s-a spus, vreau să menționez și eu pe profesorul Emil Bartoș, unul din primii oameni care a simțit potențialul acestei lucrări. De fapt, cu 2 luni înainte ca Mihai să fie chemat acasă, profesorul Emil Bartoș a fost la Brăila, s-a întâlnit cu Mihai și, uitându-ne în urmă, vedem că a fost o întâlnire providențială. Dar mai apoi, o altă persoană adusă la momentul potrivit, cheie, a fost Gelu Paul, coordonatorul procesului, membru fondator Big Impact, prieten vechi, dar proaspăt al familiei, și ne-am bucurat mult de modul în care a coordonat toată această lucrare și îl voi invita să aibă câteva cuvinte. Și de asemenea, în lucrarea de editare, pionul principal a fost Iemima Păscariu, managing editor la Directory of Open Access and Journals în Barcelona, Spania. Ea a fost acolo la firul ierbii și, privind la cele 3 volume, vă dați seama că firul ierbii a fost des și mărunt și că a fost o lucrare extraordinară. Apreciem mult hărnicia și coordonarea în tot acest proces. Așadar, aș vrea să o invit pe Iemima prima dată să adreseze câteva cuvinte și mai apoi pe Gelu. Mulțumesc, Iosua! În anul 2017, când am început studiile de doctorat în Irlanda, istoricul danez Kai Kajer Hansen, care lucrează pe istoria evreilor mesianici în Europa de Est, mi-a recomandat să iau legătura cu un individ pe nume Mihai Ciucă. Nu am știut că acest lucru va duce la o frumoasă colaborare academică de peste 3 ani și la câștigarea unui prieten drag. Din primul email pe care mi l-a trimis, ce conținea o sumedenie de informații valoroase, mi-am dat seama că era un om ce deține un tezaur de cunoștințe istorice. Pe Mihai nu l-am întâlnit niciodată în persoană, dar cărțile pe care le-a lăsat în urmă reflectă istorică, cercetare istorică sârguincioasă, investigativă și detaliată pe care am admirat-o mereu. Cartea Baptiștii din România, Pionerii, publicată în 3 volume, relatează istoria răspândirii credinței și religiei baptiste în regiunile care fac parte sau au făcut la un moment dat parte din România. Cărțile sale ne poartă și pe noi cititorii în călătoria lui Mihai ca istoric. El depășește relatările clasice anterioare, triangulând sursele, contactând descendenți de pe diferite continente, furnizând surse primare valoroase care le-a tradus în limba română, care le găsim în volumul 3, încercând să prezinte întreaga istorie sau eveniment din toate unghiurile, din toate puncturile de vedere, sau cel puțin cât de mult este posibil să se cuprindă dintr-un anumit eveniment sau istorie. Mihai nu a cedat interpretărilor naționaliste și a contestat lucrările anterioare referitoare la rolul și activitatea unor pionieri baptiști, precum Johannes Rottmeier, Henrik Meyer, Mihai Cornea și alții. Acolo unde mulți istorici anteriori au avut o abordare etnocentrică, baptiștii germani își scriu istoria, ungurii pe-a lor, românii, sârbi, ucrainienii, rușii, fiecare cu istoria sa, Mihai i-a unit pentru a demonstra că toți fac parte dintr-o istorie mai mare, strâns, legată, aceștia depinzând și influențându-se reciproc în promovarea mișcării baptiste din România. Volumele lui Mihai nu prezintă doar o relatare detaliată, ci și una foarte bine documentată a dezvoltării și creșterii comunităților baptiste din regiunile din vest al țării, în special, bazată pe o amalgamare de surse din arhive de stat, ale bisericilor și arhive personale.
oferă și ei o analiză fascinantă asupra comunităților baptiste rusești și germane din Basarabia și Bucovina, regiuni care deseori sunt trecute cu vedere în istoriile confesionale anterioare. Istoria coloniilor germane baptiste este prezentată într-un mod deosebit interesant în aceste volume, volumul 1 cât și volumul 3. Asemănătoare din acest punct de vedere este și istoria comunităților diasporei românești din Statele Unite. Mihai oferă contextul istoric, cultural și social a fiecărui regiuni și extinde istoria anumitor biserici până în vremurile contemporane. Cărțile, într-adevăr, conțin un volum extraordinar de mare de informații. Bineînțeles că ar fi putut fi mai scurte, așa cum scrie însuși Mihai în introducere, dar cum nu-l avem printre noi, este un privilegiu să beneficiem de cât mai mult din cunoștințele și analizele sale istorice. Deci nu vă lăsați intimidați de dimensiunea volumelor. Istoriile din interior sunt captivante, uneori șocante și importante pentru înțelegerea trecutului nostru baptist, dar și al prezentului. Pentru a înțelege rolul religios, social și politic al baptiștilor din România în istoria religiilor din Europa, dar și din lumea întreagă. Vă mulțumesc pentru prezența voastră, participarea la lansare și vă îndemn să cumpărați volumele, să le citiți și să încurajați și pe alții să le citească. Mulțumesc! Este onoare să fiu împreună cu voi în acest moment, să mi-aduc aminte de Mihai. Pe Mihai l-am cunoscut în 85, când eram student și dezvoltam o mișcare evanghelistică studențească în campus din Timișoara, în București, și am început să glăduiesc prin țară și am găsit în Galați un tânăr care iubea pe Dumnezeu. Era diferit, era pasionat de Scriptură și de cultură. Am găsit un om care era vizionar și despre asta o să vorbesc puțin în următoarele momente. Ceea ce ne-a legat de lungul anilor au fost, în primul rând, valorile pe care, sau la care am aderat și le-am dezvoltat, le-am descoperit progresiv. Poate că cea mai importantă e fidelitatea scripturală. Apoi ne-am îndreptat, criticând cultura și nu numai cea seculară, la integritate morală. Am înțeles că un creștin trebuie să fie plin de Duhul Sfânt, să trăiască prin puterea Duhului Sfânt și să dezvolte o lucrare care e centrată în Hristos. Și o altă parte a valorilor viza educația holistică continuă. E aceste valori, împreună, sau aceste valori ne-au ajutat pe mine, pe Mihai și încă 19 lideri evanghelici să dezvoltăm o lucrare în contextul slujirii de 15 ani în acea vreme cu Campus Crusade BE și așa mai departe, care se numește Biserici cu Impact Global. Poate că cea mai importantă practică pe care, care face deosebirea între lideri în ziua de astăzi are de-a face cu dezvoltarea unei filozofii biblice de viață și lucrare. Cei mai mulți dintre noi lucrăm spontan, neintegrat, nesistematic și uneori chiar în cercuri. O altă practică esențială dezvoltată în acest context a fost implementarea uceniciei în biserica locală. Considerăm că misiunea bisericii este ucenicia și, ca urmare, dacă biserica nu face ucenici care se multiplică și răspândesc valurile împărăției, are o problemă de perspectivă. Am rămas împreună, de-am întâlnit de zeci de ori, de sute de ori, ne-am rugat, am căutat alternative ca să câștigăm studenții, să-i aducem la Hristos, ca să mobilizăm bisericile în contextul relevanței culturale, în contextul schimbărilor care au avut loc la noi. Și acum câteva gânduri foarte specifice despre Mihai pe care am să le citesc. Mihai Ciucă este un om al lui Dumnezeu impunător, rezervat, provocator și metodic. Un analist prin definiție. Aceste date vă vor ajuta să înțelegeți lucrarea pe care o prezentăm astăzi. Foarte orientat pe sarcina de îndeplinit, care caută să echilibreze dorința de a obține rezultate cu dorința de perfecțiune. Asta este Mihai. E o persoană foarte competitivă și veți vedea uneori citind această carte, care excelează în evaluarea mediului de lucru și inițierea schimbărilor care produc rezultate mai bune. Ca urmare, cartea nu este doar o chestiune informațională. El, pe lângă tâlc, există și niște implicații și aplicații pe care Mihai le urmărește. El studiește cel mai bine atunci când are libertatea și autoritatea să ia decizii și să implementeze ideile creative sau să crească eficiența slujirii sale și a celor din jur. Rațional, direct, încrezător, preferind noi provocări, excelează în a prinde viziunea de ansamblu.
în a crea metode și proceduri eficiente și în a asculta cu atenție pentru a înțelege. Mihai comunică oferind o înțelegere profundă și exact realității pe care o prinde în scriptură și cultură, clarificând, punând întrebări, oferind direcție, învățând, administrând și sfătuind. Istoria baptiștilor sau baptiștii România Pionieri este expresia activității lui Mihai neobosite, în care înțelege din istorie istoria baptiștilor și ne învață, ne provoacă pe fiecare noi să învățăm din istorie. Și mă întrebare, vom fi noi în stare să învățăm din istorie ca să nu repetăm greșelile celor dinaintea noastră? Vom învăța noi din istoria baptiștilor să iubim pe Dumnezeu din toată inima? Să iubim pe Dumnezeu din toată inima, să ne iubim aproapele ca pe noi înșine și în același timp să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Suntem noi în stare să luăm pe Dumnezeu în serios, să ne luăm aproapele în serios și să nu ne luăm pe noi înșine prea în serios. Sau, cum spune Mica, în 6:8, El ți-a arătat, omule, ce este bine și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să umbli smerit cu Dumnezeul tău și să iubești îndurarea. Mulțumesc! Tot parte din această echipă a fost și conferențiar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România, adus de Dumnezeu la momentul potrivit. Noi am mers doar cu o întrebare, nu am îndrăznit prea mult, știam agenda ocupată, dar am întâlnit o inimă caldă, deschisă, care ne-a ajutat și apreciem mult tot ajutorul pe care l-am primit prin fratele Sorin Bădrăgan și dar îl voi invita să adreseze câteva cuvinte. De asemenea, ne bucurăm că în această dimineață și decanul Facultății de Teologie, profesorul dr. Otniel Bunaciu, este împreună cu noi, vicepreședinte al Alianței Mondiale Baptiste, și este momentul în care ar trebui să menționăm că aceste cărți de istoria a baptiștilor din România se adaugă unor altor cărți clasice pe care deja le aveam și noi ca și studenți le-am studiat. Era cartea fratelui Alexa Popovici, dar de asemenea și cartea fratelui Ioan Bunaciu, tatăl fratelui Oti Bunaciu. Este cel care a scris o carte de istoria baptiștilor și pentru noi, cei care l-am întâlnit, fratele Ioan era și o istorie vie a baptiștilor și am avut onoarea și privilegiu să îl cunoaștem și să fim la orele dumnealui. De aceea și prezența fratelui Oti Bunaciu este un privilegiu pentru noi și ne bucurăm de lucrul acesta. Apoi, după fratele Oti Bunaciu, îl voi invita și pe fratele Daniel Mariș, rectorul Institutului Teologic Baptist și gazda noastră, să adreseze câteva cuvinte și să vorbească despre importanța acestei lucrări pe care o celebrăm astăzi. Frate Sorin, vă rog. Mă bucur mult ca să putem fi în dimineața aceasta la ceea ce constituie un eveniment deosebit, un punct de cotitură pentru noi ca familie baptistă din România și cred că fără nicio exagerare această carte are profilul unui magnum opus. Am scris câteva cuvinte pentru una din coperțile cărții și mesajul pe care l-am pus acolo, am vrut să sumarizeze gândurile care m-au copleșit într-un fel și sentimentele care m-au copleșit atunci când am văzut lucrarea, pentru că am fost realmente entuziasmat de ceea ce această lucrare realizează pentru noi și pentru reflecția pe care ar trebui să o avem mereu asupra a ceea ce înaintașii noștri au reușit să facă împreună cu Dumnezeu. Pentru că reflecția asupra trecutului unei denominații este, de fapt, descoperirea modului în care Dumnezeu a lucrat prin generații de credincioși care cred că pot fi cu ușurință modele pentru noi toți, mai ales pentru generația de astăzi. Așadar, această carte este un proiect amplu,
extrem de complex în ceea ce privește suprapunerea planurilor istorice și geografice, însă surprinzător de precis și de competent. Erudiția istoricului baptist Mihai Ciucă este evidentă. Volumul acesta reprezintă un punct de cotitură în istoriografia baptiștilor români. Contribuția semnificativă adusă de această lucrare încurajează la excelență în demersul generației acesteia de a cunoaște mai îndeaproape faptele înaintașilor săi, descoperind astfel urmele pașilor Domnului. Cu această ocazie aș vrea să spun că apariția volumului se potrivește de minune cu lansarea unui departament de istorie și identitate baptistă în cadrul Uniunii Baptiste din România. Dorința noastră este să încurajăm excelența în cercetarea vieții noastre, a istoriei noastre, de comunitate de credincioși baptiști din țară și din diaspora. Și cred că acest volum ajută la ridicarea ștachetei pentru ceea ce vom produce ca istorici și ca teologi baptiști în timpul care ne stă înainte. Salut cu mare bucurie și căldură apariția volumului. Mă bucur mult să avem împreună cu noi dimineața aceasta și familia și apreciem eforturile susținute ale pastorului dr. Iosua Faur, Bisericii Creștine Baptiste Sfânta Treime din Brăila și aștept, nădăjduiesc și mă rog ca acesta să fie unul dintre una din pietrele de aducere aminte pe un drum pe care noi credincioși și baptiști mergem de multă vreme. Cred că printr-o viață academică, ar zice, sau o contribuție academică destul de limitată în timp, Domnul a avut alte planuri cu fratele Mihai, totuși prin lucrarea aceasta mai ales, dar și cu celelalte, fratele Mihai se înscrie în galeria marilor istorici baptiști ai familiei baptiste române. Dr. Ioan Bunaciu, dr. Alexa Popovici și ne rugăm ca și așteptăm ca această galerie să aducă în ea, să primească în ea și pe unii dintre cei la care mă uit acum, ale căror nume sunt prea multe ca să le spun, și însă timpul va testa durabilitatea contribuției fiecăruia dintre noi. Sunt convins, văzând această lucrare, că ea va învinge toate rigorile și presiunile timpului, dovedindu-se peste generații a fi fost o contribuție remarcabilă la dezvoltarea istoriografiei și a teologiei baptiste din România. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a adresa câteva cuvinte. Mulțumesc Institutului Teologic Baptist pentru organizarea acestui eveniment și familiei și editurii. Și apreciez prezența doamnei Iemima Ploscariu și a domnului Viorela Kim de la Institutul Academiei. Ne bucurăm că la un asemenea eveniment sunt istorici profesioniști. L-am cunoscut pe Mihai Ciucă personal prima dată. În calitatea mea de președinte al cultului, am venit și am vorbit de câteva ori cu el și l-am cunoscut ca un baptist liber. Și asta este o caracteristică care îmi place la baptiști. Prima dată când m-am întâlnit cu el, de fapt, m-a surprins o chestie. Era atât, acum înțeleg de ce, după ce am aflat pe ce rețea a fost formarea lui, era destul de rigid confesional. Eu n-am fost pregătit în baptiștii din România și așa că structurile astea rigide ale evanghelicilor care nu se pot elibera de 3 stâlpi sau de 4 stâlpi sau de 5 stâlpi cât și-au descoperit ei, nu fac parte din imaginarul baptist autentic, care e liber. Scriptura și omul și Duhul Sfânt și comunitatea sunt sursele.
Și la început, Mihai, îmi permiteți această divagație personală, s-a purtat cam așa, dar după aceea am văzut că și-a asumat identitatea baptistă și asta pentru mine a contat foarte mult, chiar în momente în care nu s-a simțit confortabil în contextul confesional. Cei care știți, știți. Cei care nu știți, nu e nevoie să știți. Da? Dar și-a asumat identitatea baptistă și lucrul ăsta este extraordinar. De asemenea, am găsit un om deschis spre conversație. De câte ori m-am întâlnit cu el? Nu de foarte multe ori. Întotdeauna am plecat atât încărcat energetic. Știți, sunt oameni, vorbești cu ei și ești mort după aia. Sunt oameni, vorbești cu ei și ești încărcat energetic și ai mai vrea să stai de vorbă. Îmi pare rău că viața nu ne-a dat suficiente oportunități să fac lucrul acesta. Deci, l-am cunoscut în primul rând pe Mihai ca un baptist autentic, adică liber. Asta văd eu important la baptiști. Și eu cred că asta este o lecție de viață pentru studenții de aici, pentru că baptiștii sunt fundamentali o mișcare liberă. Da? Dacă noi ne creăm propriile încorsetări, nu ne mai deosebim cu nimic. În al doilea rând, l-am cunoscut ca un istoric entuziast. Și mi se pare interesant să facem această distinție între un istoric entuziast și un istoric profesionist. Cartea aceasta își va dovedi valabilitatea profesionist în timp. Deocamdată știm că a fost entuziast. Și mi se pare absolut interesant faptul că istoria baptiștilor din România, istoria semnificativă, a fost produsă de amatori. Amator nu în sensul pe care noi îl descriem cumva oameni neprofesioniști sau fără calități, ci de iubitori ai domeniului. Pentru că dacă vă uitați la cărțile care au fost menționate, niciunul dintre cei menționați n-au fost istorici. Deci niciunul dintre cei menționați n-au abordat textul și resursele în sensul acesta profesionist. Bineînțeles că au făcut-o profesionist, așa cum au învățat ei, autodidacți, și asta nu înseamnă că mă refer în sens negativ sau vreau să diminuez impactul, dar este un lucru foarte interesant. Acum ne bucurăm că avem și istorici baptiști profesioniști care sunt în rândurile noastre. Îl salut și pe colegul nostru și în alte părți, dar și acum sunt doi colegi de aici care sunt tot amatori, tot entuziaști și eu cred că acesta este parte din spiritul nostru liber. Și amatorismul ăsta, din nou, nu este amatorism în sensul unor atitudini inferioare, ci a unei pasiuni pentru treaba aceasta. Și eu cred că Mihai răzbate asta din text. El a vrut să facă lucrul acesta. Și de asemenea, a avut o atitudine interesantă față de sursele folosite. N-am citit suficient de mult ca să fac o analiză, nici e mare volumul de și nici nu mi-am propus deocamdată, dar lucrul acesta este foarte interesant. În final aș spune că el este un lucrător dedicat prin pasiunea care a dat-o acestui proiect. 10 ani nu e simplu. Să dedici 10 ani este un lucru important. Și mai este un aspect care l-am observat în proiectul acesta, cu care am avut ocazia, nici nu știu dacă știe cineva, să interacționez direct, dar așa punctual. A avut o curiozitate față de resurse, care pentru mine arată calitatea cercetătorului. A venit toată la mine și mi-a spus: Oti, tu știu că ai fost la Federația Europeană Baptistă, am auzit că ungurii au o arhivă foarte bună. N-ai tu o cunoștință în Ungaria, la baptiști, să cercetăm? Și am scris unui prieten din Uniunea Baptistă, de acolo, și omul mi-a spus: băi, sunt vreo doi la arhivă, dar nu te înțelegi cu ei, sunt oameni dificili. Eu zic: măi, încearcă. Vreo 6 luni a durat acest lucru și până la urmă am primit de la Uniunea Baptistă din Ungaria o copie din arhiva lor a documentelor pe care le cerea Mihai, care vrea să urmărească schimbarea de nume din bisericile românești, dacă au fost sau nu maghiarizate. De aceea vreau să spun că îmi pare foarte bine că sunt astăzi aici și lucrarea aceasta va continua prin interacțiunea cititorilor cu textul și a celor care continuă proiectul, atât în viețile noastre, dar și în reflecția noastră, așa cum vorbea Sorin. Vă mulțumesc și ne rugăm ca Dumnezeu
să binecuvânteze această lucrare în sensul că ea să fie de folos bisericilor, că lucrarea este de folos în măsura în care afectează modul în care noi ne raportăm. L-am cunoscut pe Mihai în 1996, când împreună cu Gelu Paul și un grup destul de numeros de tineri slujitori la vremea aceea, participam în Statele Unite la o conferință interesantă, Promise Keepers Movement era conferința, dar printre altele și alte seminarii organizate de cei de la Ambassadors for Christ, de unde s-a și născut, până la urmă, acest big impact în România. Și vreau să spun doar atât, e o bucurie pentru mine în această zi, ca rector al Institutului Teologic Baptist din București, în locul în care respirăm istoria baptiștilor de peste 100 de ani, am intrat ca și Institut Teologic în cel de-al 103-lea an de existență. Mă bucur că lansarea cărții lui Mihai ne-a adus împreună și mai aproape unii de alții și pe cei care sunteți familia lui și ne cunoaște mai bine și pe cei care l-ați cunoscut pe Mihai de-a lungul lucrării și la Slobozia și la Brăila, dar mai ales mă bucur că lansarea celor trei volume este o invitație pentru tinerii cercetători și pentru studenți să se uite în istoria baptiștilor și să aibă aceeași pasiune și același entuziasm despre care vorbea și fratele Oti ceva mai devreme, pe care l-am văzut la Mihai. S-a spus despre el că a fost pasionat și de jurnalism, și de fotografie, și de cultură, și de istorie. Așa cum l-am cunoscut și sunt convins că cei apropiați pot spune despre el, Mihai a fost un urmaș fidel al Domnului Iisus Hristos și prin lucrarea lui de cercetare, pe care minunata echipă pe care ați cunoscut-o astăzi a finalizat-o, el are un impact uriaș și sunt convins că va avea un impact nu doar pentru istoria baptiștilor din România, ci pentru întreaga mișcare evanghelică din România. Vă mulțumesc! Mulțumim fraților profesori pentru nuanțele pe care le-au adus și care cu siguranță îmbogățesc această prezentare. Este bucuria noastră să spunem un bun venit și domnului Viorel Achim, cercetător în cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga, Academiei Române. Prezența dumneavoastră ne onorează, vă mulțumim că sunteți împreună cu noi și vă invităm să adresați câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment mare în istoria, istoriografiei baptiste din România. Ader la tot ceea ce s-a spus aici legat de cele trei volume ale domnului Mihai Ciucă. Ca specialist în istoria minorităților, în primul rând etnice și rasiale din România, dar și a minorităților, parțial a minorităților religioase, așa, pot aprecia, și vă rog să-mi dați voie așa să vin cu o mică caracterizare a celor trei volume, din care am parcurs poate o treime, evident selectiv, pentru că țintele mele au fost legate și de conținut, dar și de metodă. Adică am urmărit cartea cu ochii și cu interesul istoricului care vrea să găsească să vadă și cum e lucrată această carte și să vadă și conținutul și să facă și să poată și o proiecție legată de viitorul acestei cărți. Este o lucrare științifică la modul absolut,
care respectă toate regulile cercetării științifice istorice făcute de un istoric profesionist. Deci e vorba aici de metodă, în primul rând. Este o metodă foarte riguroasă, cea pe care o practică istoricul. E vorba de izvoare, de știința folosirii izvoarelor, dar nu doar atât, ci de știința găsirii izvoarelor pe care ai nevoie pentru lucrare. Este o performanță la care se spune că doar istoricii ajung și unii dintre ei, nu toți, de la o anumită vârstă doar și istoricii cu un anumit training ajung la performanța, mă scuzați, de a ști să găsească izvoarele de care are nevoie. Un istoric știe ce izvoare s-au produs în epoca de care se ocupă. El știe că acele izvoare sunt pe undeva. Dacă ele s-au scris acea categorie de izvoare ca și conținut, așa, și dacă știm că la modul general s-au păstrat 5% din producția de documente istorice pe tema respectivă, e de așteptat, mă rog, judecând proporțional, să găsească și 1000 de pagini sau 100 de pagini care să umple acea schiță pe care și-o face acel desfășurător, să zicem, pe care și-o face orice istoric când începe o cercetare pe un subiect nou. Și domnul Mihai Ciucă a făcut lucrul acesta. Lucrarea lui depășește lucrurile anterioare și e normal să fie așa, pentru că vine din urmă și incorporează cu acnălegmentul potrivit, așa, și lucrurile anterioare. Dar aici sunt izvoare noi. Cercetarea pe care el o face secolului al XIX-lea, perioadei foarte frumos spuse a pionierilor, înglobează date de istorie culturală, foarte multe, pentru care în mediile istoriografiei evanghelice din România n-a prea existat sensibilitate până acum, din motive pe care le știm sau le știm unii dintre noi. Deci toată această lucrare este foarte bine încadrată în mișcarea de ideea timpului, legată și de filozofie, dar legată de curentele spirituale care s-au dezvoltat în est, în vest și în est, pentru că e vorba și de curente care vin din Rusia sau prin filieră rusească, care toate au contribuit la progresul mișcării baptiste în spațiul românesc. Este o performanță extraordinară aceasta. Deci așa trebuie plasată o cercetare istorică. Este în mai multe părți în această carte. Sunt niște chestiuni de istorie socială pe care domnul Mihai Ciucă le-a prins. Ele trebuie să fie dezvoltate. E foarte important să explici și cu argumente de istorie socială, de societate, de oameni. Progresul sau, mă rog, munca pe care o face cineva, progresul sau lipsa de progres. Și e foarte important din ce categorie este omul acela care face misiune, așa, se sacrifică pentru misiune, din ce categorie socială, din ce mediu cultural, social vine, sau de ce misiunea a avut succes în mediul ăla și n-a avut succes în celălalt mediu. Sunt chestiuni de istorie socială foarte importante și în carte sunt și mai bine reliefate și vor trebui dezvoltate în lucrările domnului Mihai Ciucă despre comunitatea baptistă din Brăila. El spune acolo, pentru mine a fost o noutate absolută. Noi știam, din satele noastre, de la bunicii și părinții mei și ai dumneavoastră, că, mă rog, în sate s-a făcut niște misionari îmbrăcați în straie țărănești și așa mai departe. Nu, mișcarea baptistă din România și în Ardeal, dar mai ales în Regat, a fost o chestiune în anumite locuri urbană. Dacă ne uităm pe pozele din acest album foarte frumos realizat și artistic, nu doar ca și conținut, e vorba de o comunitate urbană. Oamenii aceia la 1900 arată la fel de bine îmbrăcați și fețele lor iradiază aceeași bunăstare și mulțumire și stabilitate în mediul social și atașament față de locul respectiv, cum găsim în mai știu ce poze cu baptiștii din Pennsylvania la 1880, când apar ei în fotografii. Sunt chestiuni foarte importante pe care domnul Mihai Ciucă le-a prins. Doar un istoric profesionist cu training face lucrul acesta și a făcut lucrul acesta până acum. Dumnealui a făcut lucrul acesta și
și sigur va fi, urmat. A doua performanță a cărții, a celor trei volume, este că ele sunt integrate în istoriografia națională, așa cum este prezentată istoria baptismului în primul secol, 1856-1920, sunt aproape deci, perioada pionierilor, așa, este integrată. Deci cineva care vine din afară poate înțelege, citește această carte, o înțelege, pentru că este integrată. Deci nu trebuie să fie istoric, este integrată, știi istoria națională, foarte ușor înțelegi ce se petrece aici, pentru că totul este explicat prin această structură de istorie națională și sud-est europeană și est europeană. Mișcarea baptistă nu a fost o chestiune, un transplant din Occident, vine, se mută aici și o traducere din română, din engleză în română a unui mesaj. Este o chestiune perfect integrată și în carte sunt multe elemente care conduc la asta. Istoria Bibliei aici începe cu traducerile românești și spune acolo chiar și Biblia folosită de baptiști. Este foarte bine înrădăcinată ca limba și ca tot și ca așa în cultura națională. Iar baptiștii sunt parte, deci și se spune acolo, evident că trebuie luat și trebuie dezvoltat, poate, adică cine face o recenzie și voi face și o recenzie, voi spune acesta. Mișcarea baptistă, deci așa cum rezultă de aici și o lectură a unui om care vine care o face lectura fără prejudecăți, așa, conduce la această concluzie. Concluzia este că apariția mișcării baptiste și dezvoltarea este parte a procesului de modernizare, occidentalizare, westernizare, dacă vreți, și de progres spiritual în spațiul românesc. Așa prezentată Biserica Baptistă, vedem cu toate elementele demonstrației, așa, cartea aceasta este foarte valoroasă pentru comunitatea baptistă. Deci e bine că există cartea, e un mare eveniment, într-adevăr, așa, ea trebuie promovată. Deci trebuie promovată în afara mediului acesta, care este mic, sărac, ca număr, așa, confesional. Cartea n-a fost scrisă doar pentru comunitate, a fost scrisă pentru istoriografie, deci are un potențial de iradiere mult mai mare. Acesta este spiritul cărții. Comunitatea baptistă trebuie să folosească această carte. Adică după un efort, nu pot aprecia în ani de zile această muncă. Deci nu doar simplu fapt că, evident, informația este adunată, poate 30 de ani, pastorul Ciucă a tot adunat informația. Dar au trebuit mulți ani de zile să o pună la punct și să o aranjeze în ordinea logică și nu numai logică și cronologică pe care o face. Adică sunt mult mai multe criterii de aranjare a informației și mult mai multe mesaje directe, indirecte, intrinsești și așa mai departe care vin de această carte. Cartea trebuie să stea la temelia, zic eu, a ceea ce ar trebui să fie și cred că este. Adică eu simt că s-a început lucrul acesta, dumneavoastră simțiți mai mult și știți mai mult. Deci ceea ce eu cred că este consolidarea unei memorii culturale la baptiștii din România. Deci cred că aceasta este marea miză a generației actuale de oameni pe care eu îi cunosc aici în comunitatea dumneavoastră, știu oameni din Arad, Timișoara, care se ocupă de istorie, aud că s-a creat acest grup de lucru sau centru de cercetare a istoriei pe lângă Uniunea Baptiștilor din România, este un lucru extraordinar. Trebuie lucrat la această... nu se pornește de la zero, e clar. La consolidarea unei memorii culturale care să aibă la bază istoria. Toate popoarele europene s-au făcut de la anul 1400, când s-au făcut statele naționale până azi, națiunile până astăzi, s-au făcut având la bază istoria. Istoria adevărată sau istoria falsificată, erau și legende cu sfinți și așa mai, cu Enea și așa mai departe, dar trecutul. Și grupurile sociale și ele se bazează pe trecut. Deci comunitatea baptistă are șansa, pornind de la această lucrare, pornind de la alte lucrări care s-au făcut în ultimii 20-30 de ani, așa, să-și consolideze
această memorie culturală pe istorie, să asigure tărie și putere și să lege oamenii împreună și să-i țină împreună. Adică miza acestei memorii culturale este mult mai mare, pentru că oferta și în plan ideologic și în plan religios și așa mai departe este mare și sunt locuri și în țară unde comunitățile se destramă pentru că oamenii părăsesc mica comunitate, găsesc, zic ei, o alternativă în altă parte la independență sau mai puțin independență. Deci, cartea aceasta trebuie folosită la modul inteligent, după regulile, după regulile științei, folosirii informației până în alta. Deci, cartea trebuie să ajungă acolo unde trebuie să ajungă, și la comunitățile mici, și la comunitatea mare baptistă, să ajungă și în spațiul de dincolo de comunitatea baptistă. Eu felicit pe toți cei care au contribuit la acest proiect, care deja a rămas în istoria baptismului din România. Și mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre lucrurile acestea. Avem așadar de a face, citez, cu o lucrare istorică extrem de bine documentată, care nu se rezumă la o istorie aridă, tradusă doar în date, spațiu și timp, ci una vie care conține și atmosfera autorului, nota personală, filtrul istoricului ager și spiritual. Ne apropiem de final. Mulțumim tuturor celor care au contribuit. Vă mulțumim dumneavoastră pentru prezență. Și aș vrea să preluăm și mulțumesc domnului Viorel Achim pentru provocarea pe care ne-a făcut-o comunității baptiste mai mici și nu numai, de a fi responsabili cu o astfel de moștenire. Mihai și-a înțeles rolul, a dus mai departe moștenirea pe care el a primit-o și găsesc a fi providențial și simbolic faptul că suntem aici în cadrul Institutului Teologic Baptist. Studenți, profesori, membri din această comunitate și nu numai, și am vrea să ne achităm bine de moștenirea pe care am primit-o și să folosim și să promovăm cu responsabilitate aceste instrumente care ne-au fost lăsate de oameni ca și Mihai Ciucă. Aș vrea să închei cu ultima frază a sa din mulțumirile aduse în Cartea Baptiștii din Brăila și cred că asta arată foarte bine inima lui Mihai. Mai presus de toate, îi mulțumesc bunului Dumnezeu, cel care este suveran și prin harul căruia am dus la bun sfârșit și această lucrare. A lui să fie gloria. Amin. Ne bucurăm să avem 4 contribuții. Fiecare dintre cei care vor prezenta, bineînțeles, în 10-15 minute putem doar ideile principale. Ne vom bucura să putem citi în extenso lucrările în unul din numerele jurnalului teologic, revista Institutului și a Facultății de Teologie Baptistă. Așadar, vom avea primele 2 lucrări ale doctorului Marius Silveșan și apoi ale domnului doctor Viorel Achim, după care vom avea întrebări și o sesiune de întrebări și apoi următoarele 2 lucrări ale doctorului Amiel Drimbe și ale doctorului Emima Ploscariu și iarăși întrebări și răspunsuri. Iar la final ne vom bucura să fie decernat premiul Mihai Ciucă pentru o lucrare pe istoria sau identitatea baptistă și această decernare va fi făcută de Bogdan Ciucă. Așadar, haideți să procedem. Îl invit pe dr. Marius Silveșan să prezinte lucrarea dânsului. Haideți. Mulțumesc, domnule rector, domnule decan, dragi invitați, dragi studenți. Este o onoare pentru mine să fiu prezent aici, în această clădire istorică, care a rămas în picioare în ciuda vicisitudinilor vremii și, de asemenea, să particip aici la lansarea
cărții lui Mihai Ciucă. Câteva cuvinte înainte de a începe o scurtă prelegere. Pot să spun că l-am cunoscut pe Mihai Ciucă doar virtual, să zic așa. Am corespondat cu el de mai multe ori. Am colaborat și la revista Arhiva Baptistă de la Arad, unde sunt redactor adjunct, și de asemenea am colaborat de câteva ori pentru a lămuri anumite aspecte. I-am trimis și câteva documente pe care el le-a folosit în cercetarea lui și am apreciat rigoarea cercetării și de asemenea faptul că, iată, avem acum și o lucrare care să abordeze partea de început într-un mod deosebit și profesionist, după cum spunea și domnul profesor Rachim. Bun, eu am o scurtă prezentare a unei instituții, a unei organizații din perioada comunistă. Este vorba de Federația Reprezentativă a Cultelor Evanghelice Recunoscute din Republica Populară Română. Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit despre această organizație, despre această federație, alții poate nu. Într-o anumită măsură consider că putem spune că, iată, evanghelicii din România au avut încă din anii 50 o federație, o organizație, o asociație cu caracter federativ, în cadrul căreia au fost cuprinși alături de, deci, iată, evanghelici, în cadrul căreia au fost cuprinși. Așadar, ceea ce îmi propun să fac pe scurt, în câteva minute, este să am o schiță a ceea ce a reprezentat Federația Reprezentativă a Cultelor Evanghelice, care au fost scopurile acesteia, obiectivele, modul de lucru. Ce ar fi de spus la început? Câteva cuvinte legate de cadrul general. Așa cum am amintit, această federație apare după instaurarea comunismului în România, momentul exact fiind anul 1950. Așadar, instaurarea regimului comunist în România va aduce cu sine la momentul 1948 nu numai un model sovietic în plan politic, un model importat din URSS, dar și un model în plan social și cultural și, așa cum se deduce de aici, chiar și unul în plan religios, unde Ministerul Cultelor a propus federalizarea cultelor evanghelice pentru, citez, a putea exercita un control asupra activității, am încheiat citatul, acestor culte, fapt care presupunea, printre altele, supravegherea activității credincioșilor și a deplasării credincioșilor, și am luat informațiile astea chiar din fondul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. Se opta pentru varianta federalizării, deoarece, citesc, până acum aceste culte, adică până la momentul respectiv, au o situație semilegală și lipsită de control din partea statului. Un aspect foarte important care ne arată motivația și, de asemenea, faptul că ideea realizării acestei federații vine din partea autorităților comuniste și nu vine din partea cultelor evanghelice.
Mai mult decât atât, Ministerul Cultelor menționa în cadrul propunerii de federalizare înaintată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, CC al PMR, că în cadrul acestor culte se strecoară elemente dușmănoase regimului care îi antrenează pe credincioși contra regimului. Secția administrativ-politică a CCAPMR a analizat situația cultelor evanghelice, pe care le cunoaștem și sub numele de neoprotestante, precum și statutul lor de organizare și s-a declarat de acord ca acestea să fie federalizate, urmând ca după ce Secretariatul Comitetului Central PMR își va da la rândul său aprobarea, să treacă prin intermediul cultelor, citez, la verificarea conducerii acestora. Am găsit o informație legată de această geneză a federalizării la Alexa Popovici, care afirmă că inițial Ministerul Cultelor a propus această acțiune de federalizare în anul 1948. Am amintit faptul că ea se realizează efectiv în 1950, deci iată, existau informații că statul român dorea realizarea unui astfel de model și merg mai departe pe informațiile oferite de Alexa Popovici, însă ceea ce se dorea inițial era contopirea cultelor evanghelice într-unul singur, după modelul sovietic, când cultele evanghelice neoprotestante au fost contopite, să spunem așa, în cadrul unei singure organizații. Spre deosebire de ceea ce s-a realizat în Rusia, la noi, deși se dorește iată această federalizare a cultelor baptist, adventist de ziua șaptea, creștin după Evanghelie și penticostal, lucrurile au evoluat diferit. Ca istoric am căutat să verific informațiile oferite de Alexa Popovici și iată, am găsit informații într-un document al securității, respectiv o notă dată securității de către sursa MAN din data de 3 septembrie 1948, din cadrul căreia, din transpare îngrijorarea liderilor baptiști față de posibilitatea ca Ministerul Cultelor să dispună contopirea a două sau mai multe culte după model sovietic. În cadrul unui alt document, respectiv o notă a Direcțiunii Regionale a Securității Poporului Timișoara către Serviciul de Securitate Arad, Lugo și Oravița, datată 28 noiembrie 1949, se menționa textual, citez, Ministerul Cultelor îndeamnă ca aceste culte noi să se federalizeze după model sovietic pentru ca supravegherea manifestărilor să fie mai lesnicioasă și deplasările predicatorilor să fie mai ușor verificabile. Se atrăgea atenția organelor în subordine asupra faptului că există astfel de elemente, mai ales la baptiști și creștini după Evanghelie, care ce făceau aceste elemente, citez, încercau să saboteze federalizarea. Motiv pentru care elementele dușmănoase, după cum se exprima documentul, trebuiau demascate. Interesant faptul că limbajul acesta politic și acțiunea pe care am văzut-o și urmărind ceea ce se întâmplă în plan politic, iată, transpare și aici. Așadar, proiectul de punire s-a realizat mai degrabă, am menționat eu, sub model occidental decât cel sovietic, dat fiind faptul că nu au fost desființate cele patru culte evanghelice, ci au fost reunite în cadrul acestei organizații numită Federația Reprezentativă a Cultelor Evanghelice recunoscute din RPR. Un aspect aici interesant, care mi-a atras atenția, este
este faptul că statul, autoritățile folosesc această sintagmă culte evanghelice. Da, deci, iată, nu vorbim de o contopire, ci de o asociere în cadrul căreia sunt păstrate structurile organizatorice și doctrinare ale fiecărei dintre organizațiile respective, fiecărui cult în parte. Așadar, Federația Reprezentativă a Cultelor Evanghelice a fost înființată prin decretul 1203 din anul 1950. Și statutul acesteia a fost aprobat în anul 1950 prin același decret și în același timp cu statutele celor patru culte evanghelice recunoscute din Republica Populară Română, respectiv baptist, pentecostal, creștin pe Evanghelie, adventist de ziua șaptea. Scopul constituirii acestei federații era în viziunea inițiatorului, citesc, controlarea cultelor evanghelice și o mai bună supraveghere a acestora. Bun, ceea ce am văzut aici, faptul că avem o afinitate, să spunem, și doctrinară între baptiștii penticostali creștini pe Evanghelie și într-o anumită măsură adventiști, și am găsit un model, anume această sintagmă, armonia între culte, care, iată, era o chestie doctrinară. Bun. Din punct de vedere al organizatorii, din punct de vedere organizatoric, Federația Reprezentativă avea un consiliu compus dintr-un comitet executiv, un președinte și un birou permanent. Conducerea federației era asigurată prin rotație, pe o perioadă de 6 luni, de către conducătorii celor 4 culte evanghelice menționate. Cred că cumva principiul ăsta îl avem și acum la Alianța Evanghelică din România. De asemenea, se înființa și pe o revistă, Solia Evangheliei. Obiective. Pe lângă obiectivele menționate anterior, adică clar, directiva vine din partea statului, din partea autorităților, scopul declarat de ele, nu public, era cel de control. Mai avem informații referitoare la faptul că cultele evanghelice reunite în cadrul federației respective trebuiau să realizeze anumite acțiuni patriotice și de asemenea cu scop civic, și am spus aici folosirea reprezentanților federației în acțiunile propagandistice ale regimului, precum lupta pentru pace, caz în care trebuiau să participe la congrese, să susțină referate care să aibă această temă și, de asemenea, să-i mobilizeze pe credincioși. Iar îndeplinirea sarcinilor respective era monitorizată de către împuterniciții de culte, dar și de către securitate. Ceea ce am mai observat este faptul că dincolo de aspectele evidențiate aici, de obiectivele statului, membrii Federației Reprezentative a cultelor evanghelice au căutat să rezolve și anumite probleme spinoase care apăreau. De exemplu, citez aici un astfel de caz, este cel de la Ogrezeni, unde 17 credincioși baptiști au trecut la cultul creștin după Evanghelie și au încercat să ocupe cu forța casa de rugăciune baptistă din localitate. Pentru rezolvarea acestui caz s-a format o comisie de arbitraj formată din, citesc, Constantin Adorian, Isaac Ioan, la baptiști, Oprescu Teodorescu și Marin Ionescu din partea creștinilor după Evanghelie.
Bun, dat fiind faptul că comisia nu a ajuns la un rezultat, urma ca baptiștii să discute problema cu președintele cultului creștin baptist Goga Dănil. De asemenea, am mai văzut aspecte legate de rolul acestei federații în obținerea unor drepturi religioase, mai ales când acestea erau încălcate de către reprezentanții bisericii majoritare și făceau o serie de rapoarte de, către Ministerul Cultelor sau alte instituții. Așadar, consider oportun să menționez faptul că, deși scopul creării acestei federații a fost realizarea unui control facil a cultelor componente, totuși aceasta a avut și un rol benefic, constituindu-se ca un cadru de interacțiune pentru cultele evanghelice în perioada comunistă și, totodată, un model, zice, pentru ceea ce se va constitui ulterior după 1990 sub numele de Alianța Evanghelică din România. Această federație și-a mai continuat ea existența, nu a avut o activitate laborioasă, iar după mijlocul anilor 60 nu a mai găsit informații în dosarele de arhivă de la Departamentul Cultelor sau de la Securitate pe care le-am consultat eu, cumva a fost lăsat așa în adormire, să spunem, și nici autoritățile n-au mai intervenit să o reactiveze, pentru că, bun, începând cu anii 60-70, lucrurile au evoluat diferit și în contextul deschiderii României către Occident era nevoie să se arate și faptul că în România există libertate religioasă. Ceea ce am dorit să evidențiez și cu asta închei este faptul că iată, avem o acțiune din partea statului care a fost clar folosită și de către cele patru culte reunite pentru a putea realiza anumite dialoguri și acțiuni concrete. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această lucrare interesantă și prezentare succintă, dar eficientă. Ne bucurăm să salutăm în mijlocul nostru pe profesorul universitar dr. Doru Buzducea. Profesorul Buzducea este directorul Școlii Doctorale de Asistență Socială din cadrul Universității București și ne bucurăm și ne mândrim că este absolventul Facultății de Teologie Baptistă și de asemenea un bun cunoscător al vieții baptiste, crescând într-o frumoasă biserică baptistă din Mărășești, specialul județ al Mehedințului. Mehedinți. Mulțumim tare mult. Nu vreau să vă răpesc timpul dumneavoastră și nici să vă întrerup frumoasa adunare de astăzi cu caracter științific. Mă leagă o prietenie de domnul fratele președinte Bătrăgan, de domnul decanu, o prietenie mai veche. Nu mai vorbesc de domnul rector, care în tinerețe a poposit la Amotru, la Mărășești, la Baia de Arame. Este aproape localnic al zonei de acolo. De curând a fost și o descălecare, cum am spus noi, a celor trei lideri, Oti, Sorin și Mihai, la Mărășești și în împrejurim și ne-am bucurat foarte mult că după trei decenii, iată, întreaga echipă de conducere a baptiștilor din România a ajuns în zona respectivă. Vă mulțumesc pentru introducerea aceasta, mă bucur că am poposit în mijlocul dumneavoastră. Este prima cetate în care eu am poposit când am ajuns în București. Ulterior, drumurile m-au dus spre Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, unde sunt și acum.
dar cum știți, prima dragoste nu se uită niciodată, așa că mă bucur foarte mult și vă felicit pentru caracterul științific pe care îl acordați istoriei și credinței baptiste din România. Mulțumim tare mult și vă așteptăm mereu cu drag, domnul profesor. Îl invităm pe domn profesor dr. Achim. Domnule profesor, boala, necazul unuia e binecuvântarea altuia. Domnul dr. Emil Drimbe nu este cu noi astăzi, așa că ne vom bucura de lucrarea dânsului în format printat. Astfel că necazul lui sunt motive obiective, probleme de sănătate. Ne dă nouă binecuvântare să-l ascultăm pe domnul profesor pentru mai mult timp, așadar luați timpul domnului Drimbe și dacă rămân câteva minuțele, le dăm și doamnei dr. Emima. Dar dacă nu, ale dumneavoastră sunt, doamnei dr. Emima îi mai dăm de la noi. Dar vă rugăm foarte mult să veniți. Eu am ales pentru mica conferință de astăzi, ocazionată de lansarea cărții despre care s-a vorbit mai devreme, o temă, sunt conștient că este o temă măruntă în toată istoria baptismului din România și în istoria persecuției teribile din anii 1940-1944. Eu mă ocup de elevii din familiile baptiste care au fost victime ale persecuției din anii pe care i-am pomenit și voi vorbi puțin mai mult și voi scrie ceva mai mult. Deci, comunicarea mea și viitorul articol sunt concentrate pe situația din vestul țării, care corespunde Banatului, Crișanei. În perioada aceea, România era organizată nu pe criterii, era împărțită în județe și organizate, structurile mari ale statului, inclusiv în domeniul învățământului, erau organizate pe niște regiuni care nu corespundeau regiunilor geografice. De exemplu, existau, voi vorbi despre școală, inspectorate școlare în fiecare județ și exista un inspectorat regional de învățământ, Timișoara, de care țineau cele trei județe din Banat, Timiș, Torontal, așa se numea primul, Caraș, Severin, plus două județe la nord, Arad și Bihor. Adică nu pot folosi termenul Banat, vestul țării este o chestiune mai așa. Deci mă ocup de această poveste care aparține persecuției, capitolului mare al persecuției religioase din timpul regimului Antonescu. Este un subiect, din punctul meu de vedere, bine individualizat în toată povestea, în toată istoria aceasta a persecuțiilor. Și ceea ce este și mai important, el este bine documentat în arhive. Arhivele Ministerului Cultelor, Ministerului Învățământului, arhivele județene, unde la fel avem acte produse în învățământul, în administrația și așa mai departe locală, sunt foarte generoase cu documente care privesc această parte a istoriei comunității baptiste. Evident că sunt și alte sursele de istorie orală, înregistrări, știu eu, s-au luat interviuri prin anii 90 în comunitatea baptistă, așa, erau oarecum la mod aceste surse, dar sunt mărturii despre ce s-a petrecut în timpul lui Antonescu, luate unor baptiști, în primii ani după război, în diferite arhive găsim așa ceva, și apoi, în anii 90, iară, s-au publicat câte ceva, sau oricum, unele există în arhiva comunității baptiste, cândva am avut acces și am văzut că sunt astfel de mărturii, ce s-a petrecut atunci în timpul războiului, și obligatoriu, dacă mărturia este de la cineva dintr-un sat, dintr-o comunitate mică, se pomenește despre copiii baptiști care au suferit și ei într-un mod pe care îl voi arăta. Adică subiectul este fezabil și este foarte util a înțelege un aspect, poate nu cel mai important, al persecuției. Persecuția din acei ani a inclus și pe copii. Deci a fost o persecuție compactă care s-a referit la întreaga comunitate baptistă. Uh,
Ce este, deci ce, ceea ce este, trebuie spus, poate de la, chiar de la început. Perioada aceasta, 1944 nu este o perioadă, știu eu, unică, așa, unde persecuția merge de la cap la coadă, cu aceeași intensitate și se manifestă în aceleași forme. E vorba de anii lui Antonescu, a fost o perioadă în care cultul baptist a funcționat ca un cult, ca și cult legal la nivelul în întregii țări. Acea perioadă, care a însemnat câteva luni de zile, un an aproximativ, așa, nu găsim persecuție. Găsim persecuție la nivel local, dar nu la nivelul statului. Copiii nu au suferit în acea perioadă. Deci e vorba până prin primăvara anului 1941. Deci persecuția la nivelul comunității a început mai târziu, pe la mijlocul anilor 1941, și a ajuns la maximum în decembrie 1942, când prin acea lege sau decret lege numărul 927, faimos, din 28 decembrie 1942, cultul baptist, împreună cu cel adventist de ziua șaptea și cel evanghelic, au fost scoase în afara legii. Oamenii nu și-au mai putut practica credința, bisericile au fost închise, confiscate, unele dintre ei confiscate și celelalte bunuri aparținând comunităților. A fost o persecuție teribilă, au fost oameni care au fost trimiși pentru credința lor în închisoare, unii au murit acolo, anumiți lideri religioși, cei mai vocali și cei care nu au respectat disciplina pe care statul o cerea, au fost trimiși în Transnistria, în lagările de evrei. Adică aceasta este persecuția care a afectat întreaga comunitate baptistă. Copiii baptiști au suferit începând cu decembrie 1942. Deci atunci când vine interdicția cultului. Atunci începe povestea pe care o găsim în anumite mărturii orale, în anumite mărturii scrise și așa mai departe, unde partea de cronologie este foarte precisă. Deci atunci începe persecuția. Pentru că statul, în această persecuție, statul român, Ministerul de Interne, el a venit cu legea, așa, apoi Ministerul Cultelor, așa, a lucrat mână-mână cu Biserica Ortodoxă, este un lucru care apare foarte clar în Occident, în scris și despre care, în documente și despre care s-a scris, și Biserica Ortodoxă, la nivel foarte înalt, a considerat că este momentul de a acționa, așa, dacă statul, la nivel de adulți, și la nivel de proprietăți, și la nivel de instituții, reviste și așa mai departe, Biserica trebuie să acționeze la nivel de copii prin Ministerul Învățământului și prin școli și mai ales prin preoții și catiheții care făceau ore de religie cu copiii baptiști. Orice copil trebuia să participe și la orele de religie. Deci atunci începe această persecuție la nivelul copiilor. S-a venit atunci, Biserica Ortodoxă a venit cu un adevărat program de trecere forțată la ortodoxie a acestor copii. Evident că țintele nu erau doar copii, erau și familiile, prin intermediul copiilor și a suferinței lor, așa să fie influențate și familiile, să treacă, ziceau ei, la biserica legală. Prima ieșire publică a bisericii cu această cerință, așa, în conversațiile, în dialogul cu guvernul, este din martie 1943. Deci atunci se iau primele măsuri. Și a existat în anul 1943 o foarte bogată comunicare între Biserica Ortodoxă, de fapt, episcopiile și chestiunile teritoriale ale Bisericii Ortodoxe, deci chiriahii sau cum se numeau așa, și ministerele, celelalte ministere, începând cu Ministerul Cultelor, apoi Ministerul Învățământului și administrația locală din teritoriu, în care această politică este expusă. Deci este... și aceste episcopii din teritoriu au acționat coordonat. Concluzia mea este că au acționat coordonat pentru că
direct, indirect, vedem cum se sprijină. A început în martie 1943 și a ținut până prin noiembrie 1943 această politică a Bisericii Ortodoxe, care avea sprijinul statului, așa, vis-a-vis de școală și de copii din familie, de copii sectari. S-a creat atunci un termen special, prima dată, copii sectari. Așa. Da. Răspunsul Ministerului Învățământului la aceste presiuni din partea Bisericii Ortodoxe, care erau susținute și la nivel guvernamental, deci răspunsul Ministerului Învățământului, care încă avea profesioniști acolo, a fost de tergiversare, așa, și până la urmă, și voi arăta, Ministerul a blocat toată această încercare a Bisericii Ortodoxe, sau oricum a minimalizat duritatea și consecințele. Dialogul ăsta este foarte interesant și în articolul voi arăta. A fost un adevărat dialog între biserică prin episcopii și Ministerul Învățământului. Ministerul Învățământului a fost presat să facă, deci să accepte câte ceva din ceea ce cerea biserica, și voi arăta mai încolo ce a însemnat lucrul acesta. Și au, deci a fost un, oarecum un succes al celor de la minister. Ce a însemnat această presiune la adresa copiilor baptiști și cum s-a manifestat? Cerința era, așa, a episcopiilor, și foarte tranșantă, era aceea ca acești copii să treacă obligatoriu la cultul ortodox, care era, ziceau, e singurul cult legal. Erau și altele legale, dar, mă rog, era cultul majoritar, prin botez. În cazul în care nu acceptă botezul, așa, copiii, într-o primă variantă, trebuiau să fie exmatriculați din școală. România avea deja tradiția școlilor, școala în România era gratuită și obligatorie până așa, și oamenii școlii erau de regulă devotați misiunilor. Deci, o chestie foarte, foarte radicală. După aceea, pentru că această cerință era excesivă, episcopiile, deci Biserica Ortodoxă, așa, scade, deci ele scad din aceste exigențe, și pentru că nu putea fi acceptat lucrul acesta, deci să negi învățământul gratuit și cu acces pentru toată lumea, ministerul nu putea accepta. Și atunci se introduce, toată discuția este legată de obligativitatea elevilor baptiști de a urma cursul de religie cu preoții ortodoxi. În anumite zone ale țării, tradiția în școala românească era ca acest curs de religie să se facă cu oamenii calificați din cultul respectiv. În zona de vest a țării exista această tradiție. Biserica cere și ministerul a fost de acord cu lucrul. Deci a fost de acord. Bun, e situația aceasta, cultul este interzis, copiii să meargă să studieze religia, dar în felul acesta voi, biserică, trebuie să fiți mulțumiți pentru că aveți ocazia să-i catehizați, să-i convingeți pe acești copii, și dacă ei trec, foarte bine. Este meritul vostru. Deci aceasta, câteva luni de zile, tot dialogul a fost legat, care a avut și consecințe practice, a fost legat de această nouă cerință de rangul 2 a Bisericii Ortodoxe. Ulterior, lucrurile evoluează în sensul că intervine în acest dialog, intervin oamenii școlii, intervin școlile și inspectoratele. A fost o reacție a școlilor împotriva acestei cerințe.
mai ales în vestul țării, zona Arad, Arad-Banat. Adică ceea ce se petrecea era greu de înțeles pe niște oameni așa. Și sunt memorii sau petiții, există o comunicare bogată între școli, directorii școlilor, în diferite sate, și inspectoratele județene. Iar inspectoratele județene transmit mai departe inspectoratului, dacă ne referim la zona de vest, inspectoratului regional Timișoara, care transmite mai departe la Ministerul Învățământului. Și inspectoratele, evident, au ținut partea școlii. Trebuiau să facă, știu eu, un oarecare omagiu politicii statului care vorbea de omogenizare religioasă ca un proiect așa pe termen puțin mai lung, trebuia să țină cont de faptul că religia baptistă este interzisă, dar nu puteau accepta botezul forțat sau nu puteau accepta măsuri de persecuție la adresa acestor copii, cum erau excluderea din școală, interzicerea înscrierii la liceu, măsuri dure care s-au petrecut în alte regiuni ale țării, nu e vorba de zona de vest, în care copiii creștini după Evanghelie Adventiști, acolo erau alți sectari, așa, au fost bătuți de preoți și sunt documente, se poate face un articol despre câtă violență a existat în școli din partea cateheților și preoților. Până la urmă, lucrurile s-au rezolvat în sensul pe care l-a vrut Ministerul Învățământului, în sensul că și biserica foarte greu a acceptat lucrul acesta. De fapt, niciodată nu a recunoscut, n-a acceptat, dar a trebuit să accepte faptul împlinit și faptul că nu mai există dialog în legătură cu asta. Asta a fost undeva prin noiembrie 1943. Deci s-a ajuns la următoarea soluție. Biserica, toți copiii baptiști, sau mă rog, sectari, dacă vorbim la nivelul întregii țări, așa, vor frecventa cursul, obligatoriu vor frecventa cursul de religie care se face în școlile românești, se înțelege cu preoți ortodoși. Nu se iau măsuri, deci sunt interzise măsuri de umilire a acestor copii, de violență împotriva lor, de măsuri de trecere forțată la actul botezului, așa. Și în felul acesta, Biserica Ortodoxă are ocazia să-și arate puterea ei de misionariat și de convertire și așa mai departe. Deci noi, Ministerul, dăm libertate bisericii, dar să respecte regulile pe care noi le-am impus. Tot dialogul bisericii și cu Ministerul de Învățământului, dar și cu Ministerul de Interne, era că biserica, pentru a-și realiza acest proiect vis-a-vis de copii, vorbim doar de copii, are nevoie de forța statului. Și chiar se folosește cuvântul forța statului, adică are nevoie ca acolo unde prin convingere nu se poate ajunge, așa, să se recurgă la jandarmul local. Și ministerul, există comunicație legată de chestiunea aceasta incredibilă pentru noi așa astăzi, așa, pe tema acestei cerințe, care a ținut vreo 2-3 luni, a ținut așa, prima pagină, să zic așa, a dialogului interinstituțional la nivel înalt al statului român, legat de folosirea violenței. În noiembrie 1943, lucrurile s-au așezat. Deci nu mai găsim, cel puțin în documente, nu mai găsim acte de violență. Le găsim, dar sunt foarte sporadice. Când e vorba de violență, de măsuri dure împotriva copiilor, deci și violență fizică și persecuțiile astea și interdicția de a merge la școală, cam toate actele acestea se petrec în acele zone ale țării care au o tradiție a administrației violente.
știu eu, prin Oltenia, prin estul țării, nu vorbesc de Basarabia, care avea un statut special și unde violența a fost instituționalizată prin lege și ordonanțele militare care existau în acea provincie și unde baptiștii basarabeni au suferit teribil în timpul războiului. Deci aceasta este o poveste care eu știu din familia mea și din, mă rog, ce, în copilărie mai întrebam și eu, făcea parte din istoria familiilor. Deci oamenii au trăit lucrul acesta. Evident că partea de cronologie era neclară, au fost niște episoade, știu eu, preotul s-a supărat o lună, două și așa, după aceea a dispărut preotul, adică lucrurile în zona Aradului cel puțin s-au rezolvat. Ce apare în documente apare și în memoria orală, dar a fost multă, multă suferință atunci. Și e mișcător să citești memorii scrise, petiții scrise de oameni de rând, baptiști, care se plâng că, mă rog, copilul lor, știu, a fost maltratat, sau copilul lor nu poate să meargă la școală, sau să citești dosarul unui copil de 15 ani care vrea să se înscrie la liceul din, nu știu, liceul industrial ar corespunde, liceul, nu știu cum se chema, industrial, din Dobra, județul Hunedoara, de exemplu, așa, au refuzat cei de la școală, așa, cu părere de rău, spune el, că nu mi-au primit dosarul, au spus că nu pot primi dosarul, și îl face o petiție, așa, la minister. Și ministerul îi răspunde în termeni oficiali, ia niște dispoziții din care citează. Adică, cu părere de rău, îi spune că nu putem face mai mult, pentru că asta este legea. Care era legea? Tu, ca elev baptist, n-ai primit dreptul de a te înscrie pentru că ești baptist. El spune acolo că sunt baptist, sunt persecutat, nu s-a mai întâmplat asta, sunt revoltat, e dreptul meu de cetățen, adică o conștiință civică foarte bună la un copil de 14 ani, sau termina clasa 8-a, cred că așa era și atunci liceul, începea tot așa. Așa. Și care erau dispozițiile care se respectau atunci? El fiind baptist, baptismul nemai existând ca religie, foștii membri ai cultului legal baptist, care n-au trecut la altă religie, intră în categoria a confesionalilor, care din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe erau cel mai mare rău în România acelui moment. Chiar în această comunicare îi spun că cel mai rău este nu cu baptiștii, este cu a confesionalii, că nu știi cum să iei, nu știi unde încep și unde se sfârșesc drepturile lor. Deci acei, copilul ăla era aconfesional, în categoria confesională. Și în România s-a creat o astfel de lege în 1941 vis-a-vis de evrei, de fapt. Deci erau niște chestiuni care vin din legislația evrească, care au fost transferate și în aceste împrejurări de prigoană confesională și sectanților care nu au trecut la religiile recunoscute. Așa. Și în sistemul de învățământ de atunci, la liceu, s-au creat locuri speciale pentru aconfesional. Și locurile speciale pentru aconfesional puteau fi ocupate doar după ce se ocupau locurile de către creștini, adică de către ortodoxi sau catolici sau, mă rog, alți minoritari elenici. Și niciodată nu ajungeau locuri efectibil ocupabile de către acești elevi a confesional. Deci este o capcană care a fost creată acolo de niște oameni. Textele legale sunt foarte, foarte bine ticluite, așa, și care a funcționat până în august, așa. Deci e vorba de 2 ani de zile în care copiii aceștia confesionali n-au avut acces la liceu. Au fost zone ale țării în care au fost dați afară din școală, chiar dacă ministerul nu voia asta, pentru că învățământul era gratuit, era obligatoriu, mă rog, ținea de pedagogia națională învățământul, era foarte important. Deci lucrurile au fost foarte complicate și este o pagină dureroasă din istoria comunității baptiste la modul general și din istoriile locale ale comunităților locale.
Este o chestiune care, cred eu, trebuie valorificată. O comunitate devine mai puternică atunci când își știe și momentele bune de fericire, de supremă realizare și momentele de persecuție care învățăm din Biblie sau din pilda pionierilor, întăresc comunitatea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domn profesor. Multe lucruri care vor stârni întrebări. Cred că deja au făcut-o. Mulțumim foarte mult. O invităm pe doamna dr. Emima Ploscariu pentru a prezenta lucrarea dumneaei și apoi suntem pregătiți cu întrebări și răspunsuri, poate. Haideți. Mulțumesc. Prezentarea mea este mai mult o fel de biografie, poveste despre familia Craighead. În colaborarea mea cu Mihai Ciucă am discutat intens despre mișcarea baptistă din Basarabia și în 2019. Mihai mi-a cerut să semnalez dacă cumva dau peste vreo mențiune de acest baptist american pe nume Walter Craighead în arhivele naționale române sau de la Chișinău. Mihai mi-a spus atunci că Craighead era unul dintre eroii săi. Și de atunci am văzut, i-am mai trimis documente, dar nu m-am mai gândit prea mult la Craighead. Însă anul trecut, la o conferință la Târgu Mureș, Dr. Paul Michelson a prezentat asupra sprijinul american pentru baptiștii români prin Everett Gill la București și a menționat și prezența unui figur misterioase pe nume Walter Craighead printre misionarii americani din România interbelică. Walter și soția sa Hazel au slujit aproape 20 de ani ca misionari în Basarabia și Bucovina și ca Walter a fost și profesor aici la seminar. Și într-un timp au fost cazați și familia lor aici. Cu ajutorul volumelor lui Mihai Ciucă, al recentei biografii a femeilor baptiste basarabene scrise de Olga Mocan și al documentelor din arhivele naționale din Chișinău, din București, de la CNSAS, doresc să vă prezint doar puțin mai mult despre această figură misterioasă. Deci Walter Eugene Craighead s-a născut la Taunton, Alabama, în familie cu 12 copii, a unui păstor care câștiga pâinea ca agent de vânzări, îl chema Thomas Craighead, și Walter s-a botezat la vârsta de 16 ani, după ce familia sa s-a mutat la Chattanooga, Tennessee, în sudul Statele Unite. A urmat vreme de 3 ani cursurile universității din Chattanooga, timp în care, cum scrie Mihai, a simțit că pierde din pasiunea pentru câștigarea sufletelor, motiv pentru care a decis să studieze 2 ani la Moody Bible Institute din Chicago, unde Walter a cunoscut-o pe viitoarea lui soție, Hazel Thompson. Înainte de absolvire, l-a cunoscut și pe pastorul William Fettler, care a fost un fel de celebritate pe timpul acela, la o conferință care avea ca scop promovarea interesului pentru evangelizarea Rusiei. S-a implicat Walter un an într-o lucrare de misiune în rândul comunității de ruși și polonezi din Chicago, timp în care a urmat cursuri la Northern Baptist Seminary. Următorul an s-a pregătit la Russian Bible and Educational Institute din Philadelphia, o instituție de pregătire a misionarilor pentru Rusia, înființat tot de William Fettler, și asociată Russian Missionary Society. Walter cu Hazel s-au căsătorit la prima biserică baptistă din Albion, Michigan, de unde era Hazel, la 1 septembrie 1920, și acolo a fost ordinat și Walter. Însă, nu după mult timp, el cu soția sa, împreună cu 25 alți misionari și cu William Fettler, au îmbarcat vasul Olimpia spre Europa, pe 30 noiembrie 1920. Au studiat 6 luni limba rusă în Anglia și după care soții Craighead au mers în Basarabia, la Chișinău, în mijlocul lunii august 1921. Au rămas un an la Chișinău, învățând limba rusă de la Boris Bușila.
Biserica Baptistă din Chișinău a fost descrisă în acest an de niște misionari norvegieni ca fiind o biserică cosmopolită, formată din ruși, bulgari, români, evrei, sârbi, chiar și un cuplu de misionari americani. Și Mihai scrie că ăștia nu au fost alții decât soții Craighead. În Basarabia ei au lucrat ca evangeliști și ca instructori de lucrători în următoarele două decenii, ducând o activitate intensă la Chișinău, Bălți, Cetatea Albă, Cernăuți, precum și în multe alte localități basarabene și bucoviniene. În septembrie 1922, Walter cu Hazel au mers pentru prima dată la Bălți, unde au activitatea cea mai intensă. Walter ajută la pastorirea bisericii baptiste de acolo, din Bălți, și Bălți era un loc strategic de evangelizare pentru raionul întreg la acel timp. Walter cu Hazel au închiriat o casă în Bălți, au ajutat ca biserica, care la acel timp, în 1922, avea 25 de membri, să închirieze o clădire în vara anului 1923. Mulți membri ai bisericii cu greu puteau să citească la acel timp, scria Hazel, și familia Craighead, împreună cu două surori baptiste, învățătoare din Bălți, au lucrat să ajute pe credincioși să citească Biblia, să învețe cum să țină studii biblice. Însă, datorită pericolului cu care se confruntau pastorii locali și a cererii multe de botezuri, în special în județul Hotin, în 1922, Comitetul Executiv al Congresului Basarabian a cerut lui Walter, ca american, să meargă la Hotin pentru a boteza pe cei care doreau să se boteze. So, el s-a asumat cumva pericolul ăsta. În 1923, au mers cu Boris Bușilă la Congresul Alianței Mondiale Baptiste, care a avut loc la Stockholm în anul acela. Și acolo s-au întâlnit și cu Constantina Dorian și alți reprezentanți de la Uniunea Baptistă Română din București. Au avut loc percheziții de către poliție, deoarece poliția erau suspicioși de ceea ce predeau străinii. În Bălți, școala duminicală a ajuns nu mult după ce au venit Craighead, la 40 de copii. Iar copiii și tinerii aduceau în mod regulat copiii din familii care nu erau baptiste la servicii. Walter scrie că inspectorul școlar a încercat de mai multe ori să ne forțeze să respectăm ordinul său, potrivit căruia aveam dreptul să învățăm doar copiii din familiile baptiste la școală, la școala dominicală și la biserica baptistă, dar nu aveam dreptul să învățăm alți copii. Însă biserica a rămas deschisă pentru toți. În 1924 au ajutat familia Craighead la strângerea de fonduri cu credincioșii locali pentru a cumpăra teren pentru biserica baptistă din Bălți. Și Hazel Craighead scrie că ei au contribuit cu ceasul lor de aur, verighetele, cristalul și o sumă de bani. Au dat ce au avut ei pentru a ajuta frații din Bălți. Walter a lucrat alături de localnici la ridicarea bisericii din Bălți, care a scris că a fost 25 de metri lungime și 8 metri înălțime. Finalizarea lucrărilor de construcție a avut loc în anul 1925, după 5 ani de lucru. Pentru a plăti datoriile rămase, au închiriat un câmp de floarea soarelui și vindeau semințele. Și după 2 ani erau deja aproximativ 80 de membri. În 1930, scrie Hazel că erau 100 de membri, și Walter încă lucra pământul cu voluntarii bisericii pentru a plăti datoria bisericii. Biserica din Bălți a servit drept centru pentru alte 10 biserici din raion, care aveau între 30 și 100 de membri în anul 1930. Multe biserici mici care nu aveau un baptisteriu veneau la Bălți pentru a oficia botezuri și biserica a găzduit congrese, cursuri biblice, conferințe pentru întreaga regiune. Din cauza activității bogate, Craighead și pastorul Ivan Soroceanu din Bălți au fost luați la interogatoriu de mai multe ori. Uneori îl băteau pe fratele Soroceanu în loc de Craighead, pentru că le era frică să se atingă de un cetățean străin. Walter a fost altă dată închis și chiar bătut în serviciul său în Basarabia, când nu era sigur, nu se știa cine a fost, dacă era într-o localitate unde nu era sigur
autoritățile locale cine era. În 1930, Everett Gill îl angajează pe Walter ca misionar ai Consiliului pentru Misiune Străină ai Convenției Baptiste de Sud, Southern Baptist Convention. Și aici apare Walter în mai multe newsletters al misiunei străine din Southern Baptist Convention. Walter a lucrat în biserici, în sate și la oraș, a condus conferințe, a organizat grupuri de studiu biblic, conferințe biblice în orașele centrale, a trimis frați instruiți pentru a-l ajuta pe frații din sate sau din provincii în studierea Bibliei, slujea prin muzică, școala duminicală și alte activități la bisericile unde se afla de-a lungul anilor în România. Și biserici special din Bălți, Chișinău, Ismail, Cetatea Albă, Galați, București și Cernăuți. Walter a încurajat creștinii baptiști din Basarabia să ajute misionarii locali în Africa prin bani trimiși Departamentului de Misiune pentru Străinătate al Southern Baptist Convention. Walter a invitat un profesor baptist de culoare din Statele Unite să vină cu el la Cernăuți când era trimis acolo de Southern Baptist Convention. A venit cu acest profesor baptist de la Congresul Baptist Mondial din Berlin, unde au participat amândoi în 1934 și au cântat mai multe imnuri afroamericane la Biserica Credincioșilor din Cernăuți, care era compusă din ruși și germani la acel timp. Hazel a organizat studii biblice, școli de vacanță, a lucrat cu femeile, surorile din diferitele biserici unde au locuit ei. A lucrat alături de Earl Hester, profesoară la școala de fete din București, și Hazel a născut 5 copii în România, copil într-un diferit oraș unde au fost, fiecare în alt oraș. Și cu venirea al doilea război mondial, familia a decis să plece din România în octombrie 1939. Everett Gill deja plecase și le-a spus și lor că ar trebui să se întoarcă în America. Walter însă a plecat mai târziu, în 1940, și familia a continuat lucrarea misionară în Paraguay. Dr. Charles A. Madry, secretarul executiv al Consiliului pentru Misiuni Străine ai Convenției Baptiste de Sud în America, a constatat că numărul baptiștilor din Basarabia în primul și al doilea război mondial a fost cel mai mare în comparație cu alte părți ale lumii în care a lucrat Convenția Baptistă de Sud. Familia Craighead a avut importantă contribuție la aceasta și în susținerea spirituală și financiară a acestor biserici din Basarabia. Și ei sunt încă amintiți cu drag de către baptiștii din Bălți și moștenirea lor spirituală rămâne azi în bisericile baptiste credincioase din Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim mult pentru această prezentare foarte interesantă. Adevărul este că, având în vedere că din perioade foarte restrânse sau având în vedere persoane care au venit aici, personalități, evenimente, atât de bogată este paleta aceasta a istoriografiei unei denominații, în așa măsură încât este loc pentru fiecare să exceleze și să-și aducă aportul la a construi imaginea aceasta mare a modului în care Dumnezeu a lucrat în și prin comunități de credincioși care la momentul sau la un moment dat nu păreau a avea vreun impact semnificativ care să aducă peste decenii și poate chiar peste veacuri o contribuție semnificativă la înaintarea lucrării Împărăției lui Dumnezeu. Așadar, este loc pentru fiecare și mulțumim pentru aceste prezentări deosebit de fecunde și de inspiratoare. Aș vrea acum să deschidem seria întrebărilor, comentariilor. Doctorul Marius Silvășan a plecat nu pentru că s-ar fi temut de întrebările care ar veni către dumnealui, dar începeau orele, trebuia să fie la clasă.
Dacă avem întrebări pentru dumnealui, le putem adresa pe e-mail sau pe telefon. Dar vă rog acum să deschidem, voi deschide așadar posibilitatea comentariilor și întrebărilor pentru domnul profesor dr. Achim și doamna dr. Ploscariu. Vă rog, am văzut o mână ridicată acolo la balcon. Haideți. Eu pentru domnul profesor Achim am o întrebare, adică nu știu dacă poate fi mult ca o curiozitate. Deci, a vorbit foarte frumos despre intelectual care nu acceptau regimul politic, care practici au fost persecutat. Dar știm că Nechifor Crainic a întocmit un referat care l-a înaintat la generalul Antonescu și în acest referat Antonescu a interzis lucrul Baptist. Am vrea să ne spună sau să ne explice, sigur, nu poate intra în mintea filozofului Nechifor Crainic, dar ar putea să ne spună cum de dânsul a făcut o altă notă față de baptiști și față de cultura baptistă. Pot încerca un răspuns, poate mai este și altă întrebare care se potrivește cu... Mă rog, deci răspund, nu? Odată, eu nu aș numi rezistență faptul că, știu eu, un învățător sau profesor, știu eu, nu respectă un ordin care, de fapt, dacă este luat așa la o analiză foarte riguroasă, încalcă o lege care este în funcție. Deci oamenii, deci nu neapărat rezistență înseamnă. Deci nu trebuie neapărat să vedem eroi în profesorii aceia care în vremurile acelea grele așa au ținut partea copiilor pentru că ei au crezut că asta este misiunea lor și că ce fac ei este legal și ceea ce cer autoritățile vremelnic puse acolo este ilegal. Și legislația aceasta vis-a-vis de copii sau aceste ordine care s-au dat nu erau legale. Adică în sensul că acel decret lege 927 nu spune nimic de școli. Și nu există o legislație secundară care să se numească decret sau ordonanță care să se refere strict la copii. Era o forțare a legii, de fapt, ceea ce cerea biserica. În unele părți, autoritățile din învățământ, la nivel de școală, la nivel de inspectorate, au acceptat, unele chiar cu bucurie în anumite zone ale țării. În partea de vest a țării, nu. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Deci nu neapărat trebuie să vedem eroi în oamenii aceia, dar școala a avut totuși autonomia ei. Deci în timpul comunismului a fost mai multă rezistență în școală decât în alte medii de oameni școliți. Asta este tradiția țării și uitați care și părți bune. Legat de Nichifor Crainic, a fost un intelectual român, un scriitor, un gânditor, așa, un admirator și un participant la mișcarea de extremă dreaptă. El a venit cu ideea statului etnocratic. El spune că România trebuie să fie o țară formată numai din români, așa, și condusă de români, și în care minoritățile trebuie să fie cetățeni de gradul 2 și într-o oarecare perspectivă temporală să fie chiar împinși în afara țării. Și evident, acești români trebuie să fie ortodoxi. Adică el are foarte, foarte multe păcate și este foarte aspru evaluat în istoriografie. Decizia interzicerii cultelor neoprotestante, spunem noi, sau evanghelice, spunem noi astăzi, nu a fost luată de Antonescu, neapărat, ca evident cu știința lui. Deci la această decizie s-a lucrat vreme de aproape 2 ani de zile, de un an și din septembrie 1940 până în decembrie 1942, sunt 2 ani de zile în care s-a lucrat la acest proiect. Au fost alte minți care stau în spatele acestei decizii. Deci este un proces decizional foarte, de construcție decizională, cum se zice, foarte, foarte, foarte complicat. Mulțumesc.
vine să spun că la biserică mă uit la balcon, dacă e cineva. Da, vă rog. Vreau să o întreb pe Emima dacă în cercetările pe care le-a făcut a văzut vreun rol pentru femei în misionarismul american. Pentru că este un lucru foarte interesant și în același timp avantgardist. Pentru că aici s-a înființat un seminar baptist și la câțiva ani o școală de pregătire pentru femei, tot de către Southern Baptist. Un lucru care astăzi nu ți-l poți imagina. Astăzi e de pe altă planetă discuția asta acolo și la noi. Și a funcționat până la închiderea cultului pe vremea lui Antonescu, când clădirile acestea au fost luate pentru o perioadă, s-au transformat în un fel de mănăstire sau ceva, acasă pentru măicuțe. Școala de misionari era aici, în biserică. Da, da, da. Școala de misionari ortodoxă. Da, da, da. Exact. Măicuțe, cred că erau. Da, da, da. Mulțumesc, e o întrebare foarte bună și, de fapt, Earl Hester, care a menționat-o, care a fost directoare la școală, ea merge prin mai multe orașe, pe toată România și, de multe ori zice că a avut cum ar fi o predică și mi se pare, da, ceva ciudat pentru noi acum că femeie americană atunci a putut merge la o biserică și a ținut cumva o predică, se pare că din cum este descris, că a vorbit la biserică. Și da, este ceva care cred că merită un studiu despre Earl Hester, despre ea a plecat, nu mai știu exact, în 39 sau în 40 s-a căsătorit cu Petru Truța și a plecat în America. Dar problema e că găsim mai multe scrise poate în revistele din anii interbelici, când menționează, a fost aici și a predicat despre asta sau a vorbit despre asta Earl Hester. Despre Hazel, aproape nimic n-am găsit decât în cartea lui Olga Mocan. Și asta pentru că a fost tradusă, este scrisă în rusește și a fost tradusă recent și în românește. Și am putut să văd cumva autobiografia lui Hazel Craighead, unde scrie despre tot ce au făcut ei. Dar e foarte puțin femeile, dar nu ies, deși acolo au făcut multă, da, de multe ori. Dar totuși este. Earl Hester apare de multe ori în publicațiile române din anii interbelici. Și da, este o istorie care încă trebuie să fie analizată, scrisă. Mulțumesc! Mai avem comentarii sau întrebări? Da, da, vreau. Mai mult un comentariu. Pentru cum am vorbit, mulțumesc fratele Otic a zis despre istoria invizibilă a femeilor, dar tot așa e și istoria invizibilă a copiilor de multe ori. Și asta nu, e foarte important, istoria asta de copiii baptiștilor. Și special în anii ăștia, care știm foarte puțin despre anii războiului, dar da, toată istoria baptistă, să cunoaștem cum au experiența copiilor în istoria baptiștilor. Și experiența și imaginea bună pe care copiii baptiști aveau în societate, la nivel de școală, știu eu, în comunicările directorilor, atunci când a început persecuția împotriva copiilor, s-au luat măsuri, anumiți preoți s-au refuzat să-i clasifice, să-i treacă clasa, cum ar veni pe copii, și atunci sunt petiții, și aproape peste tot,
Directorii laudă copiii baptiști, sunt cei mai buni copii ai noștri în școală. Ca disciplină, bărbiesc, ca bărbă. Nu discută în termeni de inteligență sau știu bun, cât de bună stare, dar sunt foarte, foarte disciplinați. Sunt cei mai buni copii. Deci ăsta este un light motiv. Sunt oamenii școlii care spun așa, dar este și administrația de la nivel de sat, deci de nivelul de comună, cea mai joasă administrație din România, primarii, care iau și atitudine, tot legat de persecuția asta, nu neapărat de copii, și laudă pe baptiști și pentru faptul că au copii curați, în Banat, unde se trecuse deja de la a închis sistem, oamenii făceau un singur copil ca să nu partă averea, primarii atunci, ca și primarii de acum, așa, laudă această minoritate religioasă prin faptul că au copii mulți, curțile pline de copii, sunt curați, merg la școală și nu sunt probleme cu acești copii. Deci este un aspect al istoriei comunității baptiste care trebuie să o scos în față, evident, într-un context de studiu sau alt context, nu. Deci trebuie să avem știința aceasta a comunicării, să comunicăm într-o manieră inteligentă și eficientă, cum trebuie și unde trebuie. E clar, copiii trebuie, în istoriografie este la mod acum să zice, să te ocupi de femei și de copii, care sunt niște minorități care nu prea apar în istorie. Mulțumim foarte mult. Într-un fel, această chestiune ridicată de sora Emima este foarte importantă și necesită o reflecție susținută, pentru că ea, odată făcută, reflecția asta ne ajută să ne vindecăm de un supereroism care n-ar trebui să caracterizeze poporul lui Dumnezeu în integralitatea lui, în speță o denominație. Noi am dezvoltat în timp pe nebănuite și un cult al personalității, pentru că punem reflectorul doar pe oameni providențiali, un cult al mesianismului, ori în poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie, e un singur Mesia și reflectorul ar trebui să fie numai pe el. Postul de Mesia e ocupat. E Iisus Hristos. Însă, cred că asta este boală veche și un demers istoric susținut de către noi ar putea corecta și ar putea îmbogăți imaginea aceasta a modului în care oameni nenumărați, nevăzuți au făcut lucruri importante, semnificative, chiar dacă au fost minore. Ziceam că e boală veche pentru că pe mine mă mișcă foarte mult în scriptură, în istorisirea înmulțirii pâinilor, comentariul pe care îl face Marcu, legătură cu, bine, de fapt, în ilustrarea acelei întâmplări, acelui eveniment, ucenicii se duc trimiși de Domnul Iisus să vadă ce resurse au la îndemână, pe ce se poate conta, pe ce au ei în buzunare. Și la un copilaș găsesc 5 pâini și 2 pești. Dar e interesant că numărându-i pe cei prezenți, sunt numărați numai bărbații, 5.000 de bărbați. Cine a venit cu soluția, de unde a plecat minunea înmulțirii, hrănirii a probabil 15.000 de suflete, teologii Noului Testament, cam cu 3 înmulțim, nu? Bărbații 2,5, 2, între 2 și 3, că erau și femei și copii, dar punctul de plecare al unei minuni care a hrănit între 10.000 și 15.000 de persoane a fost un copilaș care n-a fost printre cei numărați. Și eu cred că noi avem într-un fel o datorie să ne ducem înapoi, să ne uităm în urmă și apoi să facem loc și astăzi între noi în slujiri celor care nu sunt ușor de numărat și pe care noi îi sărim gândindu-ne, uitându-ne, încercând să vedem pe Mesia vremilor noastre. Și asta cel puțin ca un demers istoric, cred că e important să-l avem în vedere. Vă mulțumesc. Teo? Vă mulțumesc doar o scurt exemplu de istorie orală și apoi două întrebări. Că se profilează a fi ceva mai mulți. Nu, sper să nu. Nu mă gândeam că se poate scrie un articol pe tema asta, dar știu de la bunica, dacă mai e în veșnicie,
nodul județului Arad în perioada despre cazului dumneavoastră, era la școală și mi-a povestit cum preotul, fiind baptist, nu a dat voie elevilor baptiști să participe la religie la oră, dar i-a amenințat că îi va asculta ora următoare și trebuia să știe crezul pe de rost. Bunica a fost dat afară din clasă, fata isteață a ieșit, a ocolit clădirea școlii și s-a pus sub geam, geamul care era deschis, ca să audă cum învață preotul pe elevii ortodoxi și crezul, și-au învățat crezul pe deascunsele ca să poată să spună o săptămână viitoare. Întrebarea este dacă persecuția din România a fost cumva unică în sensul ăsta sau felul ăsta de persecuție asupra copilor a fost întâlnită și în alte părți din Europa, în țările care aveau regim, să spunem, fascist sau de extremă dreaptă. Și pentru Emima, dacă din ce ai studiat, ai avut exemple, nu știu, mai extreme de persecuție, violență față de femei și copii. Citisem într-un articol din anii 40 un exemplu de un jurnalist care cum vrea să rămână anonim în adevărul, probabil și el se termina de persecuție, nu era baptist, dar dea exemple, baptiști puși în locul vitelor la jug să are pământul, sau copii care aveau mâinile spintecate de baioneta armelor. Mi s-a părut de-a dreptul macabru exemplul acesta. Dacă ai găsit ceva, nu știu, similar, oricum mulțumim. Da, prima întrebare legată de... Deci prima întrebare a fost legată de, dacă vreți să... De comparație cu alte țări. Evident că am lecturi despre ce s-a petrecut în zona, mă rog, în zona europeană, mai ales în țările cu regim fascist, Germania și aliați. Nu există, n-am găsit cărți care să facă comparații, dar din ce am citit, cred că România a fost țara cea mai dură în materie de legislație, în materie minorități confesionale, altele decât evreii. În Ungaria, care a avut un regim ca noi și o istorie cam ca a noastră și vis-a-vis de evrei și de romi și așa mai departe, statul nu a intervenit în chestiunile confesionale. Și acolo existau o biserică sau două biserici naționale, existau minorități care funcționau legal, pentru că așa veneau de pe vremea Austro-Ungariei și nu s-au luat măsuri. În Germania știm politica nazistă, mă rog, care a fost, ea a favorizat anumite biserici, a defavorizat alte biserici. Baptiștii au fost, se pare, în partea neutră sau partea privilegiată. Catolicii au fost marea problemă pentru naziști. În cadrul Bisericii Baptiste din Germania, știm că s-a făcut o scisiune, s-a creat o mișcare cu ideologie nazistă. Au acceptat niște principii naziste care, evident, contraziceau cu principiile fundamentale ale protestantismului și ale baptismului. România a fost țara cea mai excesivă. Țările vecine, Bulgaria, pe bulgari nu i-a preocupat. Chiar dacă avea minoritate musulmană, așa, nu. Deci în timpul războiului au fost altele prioritățile țărilor, guvernelor respective. În România, guvernul român a cheltuit resurse umane și materiale, așa, pentru acest proiect al unificării odată etnice și apoi confesionale a poporului român, pentru că ăsta era proiectul. Deci acea interzicere a cultului baptist și a celorlalte așa numite secte religioase, de aici a pornit, de la ideea, de proiectul acesta al unificării religioase. România românilor ortodoxi. Toți trebuiau să fie lichidați în timp, nu neapărat fizic, așa, prin convertire, dacă nu se poate, prin deportare, și știm că în 1942, în mai, Antonescu personal, sfătuit de alții, a dat ordin ca cei 100.000 de neoprotestanți, spunem noi astăzi, să fie duși în Transnistria și era cât pe ce să fie duși, dar Antonescu mai târziu a revocat ordinul sfătuit de aceiași oameni care au venit cu această idee când și-a dat seama că acest proiect compromite de fapt interesele țării și ale guvernului. Lucrurile sunt foarte complicate și ar fi interesant de a face comparații, în primul rând de a cunoaște ce se petrece în anumite țări și ce proiecte, nu neapărat ceea ce s-a petrecut, ceea ce s-a gândit
care au fost proiectele altor guverne, altor intelectuali din țările vecine vis-a-vis de minoritățile religioase. Atunci înțelegem mai bine situația noastră. România și în secolul XIX, pe vremea pionierilor și atunci în timpul lui Antonescu și acum, este o piesă și nu una mare, așa, într-un tablou mult mai mare. Ideologiile au fost cam aceleași, blocurile politice, militare și așa mai departe. Noi am fost o piesă acolo. Am văzut, pionierii noștri, deci în această carte aflăm cum ei sunt de fapt, se mișcă într-un cadru geografic mult mai mare, unde e prinsă nu numai Ungaria, că noi știam de Ungaria cu misionarii de acolo, așa, sau Rusia, cu germanii din Rusia, dar și în Bulgaria se făcea misiune în secolul XIX, așa, de către protestanții englezi și americani, apoi de către baptiști, așa. Deci România a făcut parte din niște curente mult mai mari și doar dacă avem acest tablou cât de cât complet, așa, putem înțelege mai bine ceea ce s-a petrecut la noi. Da. Oficiul ăsta. Mulțumesc, profesor Achim. Eu numai să adaug puțin, nici eu n-am găsit nimica referitor la alte țări în acest timp care să aibă o politică așa de dură. Și chiar americanii misionari scriu că nu, cum poate o țară să se comporte în așa fel cu un grup ca baptiștii care sunt de sute de ani și în America, în Anglia, sunt recunoscuți. Și scriu că în revistele lor americane și engleze că e ceva care nu mai au văzut ei în alte țări. Deci nu cred, cum ați zis, doctor, că în alte țări nu a fost la fel. Nu. Și cu privire la violență împotriva femeilor și copii, cred că tot doctor Achim a scris despre asta în articolul despre credincioșii din Cernăuți, din Bucovina. Că acolo scrie mai mult despre unele femei, tot în grup cu bărbați, femei care au fost duși la închisoare, care în volumul de documente din arhivă, acolo și mai mult ați găsit despre mai mult împotriva femei și bărbați din Basarabia, Bucovina, cum au fost tratați. Împotriva copiilor, numai tot așa, ce ați găsit, dacă mai apare în Farul Mântuirii, Farul Creștin, poate știți mai mult. Eu am publicat, evident, când am publicat eu documente, am făcut o selecție după anumite criterii și sunt acolo mai multe documente care vorbesc de violență împotriva baptiștilor și pentru că sunt documente care vorbesc de violență împotriva copiilor, am introdus și astfel de documente. Ce acolo este câte o piesă sau două piese dintr-un ansamblu. Deci un volum de documente se face după anumite reguli. El oferă niște sugestii legate de cercetare. Deci dacă acolo este un document, fii sigur că acel document este o piesă în alte documente și acel document, care pare unic așa, poate fi startul unei cercetări. În Basarabia, din păcate, a fost foarte multă violență numai împotriva evreilor, împotriva țăranilor, împotriva românii, împotriva ucranienilor și invers, așa. Dar, deci a fost un ținut românesc cu foarte multă violență în timpul războiului. Calitatea administrației, așa, toată întregii administrații și în toate domeniile a fost diferită față de restul. Este aceasta moștenire a administrației românești în perioada imperială, vine de pe vremea țarismului, lucrul acesta, nu știu, dar a fost un teritoriu al violenței. Și se poate face, știu, dacă cineva vrea un titlu foarte tare, să vândă multe exemplare, violența împotriva baptiștilor, că au fost foarte mulți baptiști în Basarabia, de vreo 3-4 linii erau a violenței în Basarabia. Și acolo găsim și copii înțepați, nu omoriți cu bagnetă, sunt multe. Știu, pedepse, oameni împușcați, în public, înropați de vii și așa mai departe.
am publicat câteva piese din asta ca să marchez un element istoric de felul, acesta. Deci este multă influență și împotriva copilului. Aș vrea să menționez și eu două lucruri aici. Am citit un articol la un moment dat de Dumitru Stăniloae, de fapt, care prezenta apropo de faptul că ne încadrăm într-un spirit care era în vremea respectivă, era în perioada aceasta dinainte de interzicerea baptiștilor, și un intelectual vine la, în articolul acesta la Dumitru Stăniloae și îl întreabă să găsească o mare idee națională. Deci, Transilvania, Marea Unire, avusese loc și acum ne trebuia o mare idee națională care să unească țara. Și Stăniloae scrie teologic, bineînțeles, nu o face foarte politic, dar răspunsul lui este marea idee națională, este prezența lui Dumnezeu prin Biserica Ortodoxă. Și asta corespunde cu ecoul vremii. Toată lumea avea o mare idee națională și aceasta era ideea lor. Dar vis-a-vis de violența din Basarabia, cu care m-am lămurit acum, pentru că am fost invitat cu mai mulți ani în urmă într-o comisie de doctorat la istorie la Iași. Doctoratul era un adventist. Și unul dintre profesorii ieșeni, istorici din comisie, m-a întrebat pe mine uimit. În lucrare a prezentat un baptist de la Chișinău care fusese bătut că n-a vrut să danseze la Hora Muzicii. Omul s-a plâns și nu știu pe ce rută, scrisoarea lui a ajuns în Anglia, unde fie primul ministru sau ministru era baptist. Și ministrul respectiv a dus-o la regele Angliei și regele Angliei a scris regele din România și scrisoarea ajunge înapoi la Chișinău, la jandarmerie. De ce ați bătut omul ăsta că n-a dansat la Hora Unire? Și până la urmă, firul se pierde, dar în final apare o altă scrisoare de la același baptist bătut, care scrisese, se plânsese, că de data asta, că n-a fost bătut chiar așa de rău, a căzut pe scări, s-a dat cu capul de prag, și m-a întrebat, dar pe mine nu asta m-a surprins. Și m-a surprins că profesorul te-a spus, domnul Bunaciu, dar nu este un act antinațional că n-a vrut să danseze Hora Unirii? Și asta se întâmplă acum, după aia. Și am spus, doamne, dar noi baptiștii nu dansăm. Deci problema nu e o problemă de naționalism aici, ci pur și simplu că noi nu dansăm. Deci pe mine și dacă mă pui, nu știu, că n-am fost niciodată acum. Că e moral, că nu e moral, asta e altă discuție. Dar pe omul ăsta l-a bătut degeaba, că omul ăsta nu era anti-român. Și e foarte interesant că asta ilustrează violența de care vorbiți, care este gratuită în situația asta. Nici măcar cred că nu l-au întrebat. Eu trebuie să recunosc că m-au uns pe suflet prezentarea despre Basarabia și mențiunile, pentru că acolo am originile. Dar o curiozitate mai mult. Dacă în cercetările dumneavoastră, către amândoi dintre dumneavoastră, dacă în cercetările dumneavoastră ați consultat sau aveți informații despre perioadele în care Basarabia a fost parte a României și care au fost, profit pentru că avem un președinte și un fost președinte al Uniunii, care au fost legăturile sau cum s-a raportat Uniunea Baptistă sau organizarea Uniunii Baptiste din România, raport cu Basarabia atunci când a fost parte componentă din România. Dacă există surse sau mențiuni despre asta. E o întrebare bună. Aveau și Basarabia, avea cumva Uniunea Basarabă Baptistă. Aveau și separat, într-un fel, dar erau tot sub Uniunea Baptistă de la București. Și aveau, da, se țineau adrese în Basarabia, regionale, dar, să zic exact, documente nu le-am găsit să fi găsit. Dar la București era Uniunea Centrală din România și... Era o fel de subordonare sau o pupă. Exact. La Basarabia era alta și era când cu Constantin Adorean fiind președinte aici, scria în unele reviste că
președintele Uniunii Basarabeti și era Boris Pușilă sau Vasile Asier, cum fete, Nivirțan. Sunt ușa că... Mulțumesc. Unele persoane spun mândru să fiu român, eu astăzi vreau să spun mândru să fiu baptist. Am scris această lucrare, importanța afirmării identității baptiste, fiind inspirat de următoarele cuvinte: istoria baptiștilor și identitatea lor, ancorată profund în Scripturi, obligă generația prezentă de credincioși și provoacă orice alt mod de viață la o întoarcere către Dumnezeu ca fiind împlinirea destinului nostru. Cuvinte scrise de către președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România, Sorin Bădrăgan, în cartea Baptiștii, repere istorice și identitate. În această notă am scris lucrarea aceasta, înțelegând că provocarea noastră nu este doar să acceptăm identitatea înaintașilor noștri, ci și să ne însușim spiritul acestora. Dar nu este suficient să purtăm un nume, ci trebuie să ne asumăm responsabilitățile aferente lui, dobândind astfel o identitate. Afirmarea identității baptiste reprezintă, prin urmare, atât o asumare, cât și o afirmare. O asumare a responsabilităților și o afirmare a principiilor. Trăim într-o societate caracterizată de instabilitate din punct de vedere al principiilor, în care oamenii se îndepărtează de responsabilități și îndatorii. Am ales această temă, o consider practică, tocmai pentru că afirmarea identității noastre baptiste nu se manifestă în spatele ușilor închise, ci în afara zidurilor, în cetate. De aceea, într-o societate haotică și incertă, avem responsabilitatea de a asuma și de a afirma cu încredere și curaj identitatea noastră baptistă. Dumnezeu să binecuvinteze bisericile baptiste din România. Vă mulțumim foarte mult. Cu această ocazie comunicăm și speranța că acest premiu va fi conectat în fiecare an de un eveniment academic pe cercetarea istoriei și a identității baptiste în România și nădăjduim ca moștenirea pe care fratele Mihai Ciucă, un neobosit iubitor al credinței creștine cu această frumoasă culoare baptistă, așadar această moștenire să fie dusă mai departe și, într-adevăr, nu doar să ne însușim identitatea cu o doză mai mare sau mai mică de mândrie de baptiști, identitatea de baptiști, ci să redescoperim spiritul care a stat care a fost prezent în inima și în lucrarea pionierilor credinței acestea, pe meleagurile noastre mai ales. Așadar, vă mulțumim tuturor pentru participarea la aceste frumoase două evenimente de astăzi. Cărțile pot fi procurate, cred că la un preț de 220 și pot fi luate împreună cu istoria baptiștilor din Brăila, date și documente. Puteți face lucrul acesta în sala profesorală. Vă mulțumim foarte mult pentru participare și rămâneți conectați pentru următoarele evenimente.